anularea procesului verbal de ședință este ordonată din data de 20.10.2015. Punctul 3. Aprobarea rectificării bugetului de venit în fiecăruiri pentru anul 2015 al Comunei Târgu Prodruș și Gazeazări, Vicepumarul Comunei Târgu Prodruș. Punctul 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2016. Inițiator, viceprimarul Comunei Târgu Prodruș. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind menținerea ratei școlare la nivelul AT, Târgu Prodruș de Bacău, pentru anul școlar 2016-2017. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind activitățile agenților economice de caraza administrativ teritorială a Comunei Prodruș de Bacău și a procedurii de eliberare a autorizației de funcționare și profil de activitate. Inițiator, viceprimarul Comunei Târgu Prodruș. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării organigramei și statului de funcție a aparatului de specialitate a primarului Comunei Târgu Prodruș. Inițiator, viceprimarul Comunei Târgu Prodruș. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai proiectului de investiții, modernizare, drumuri locale, satele Târgu Prodruș, Vișoara și Tuda, Comuna Târgu Prodruș, județul Bacău. Inițiator, viceprimarul Comunei Târgu Prodruș. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului de investiție, modernizarea drumurilor locale, satele Târgu Prodruș, Vișoara și Tuda, Comuna Târgu Prodruș, județul Bacău. Inițiator, viceprimarul Comunei Târgu Prodruș. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2016. Inițiator, viceprimarul Comunei Târgu Prodruș. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Consiliului Comunitar Consultativ pentru soluționarea problemelor sociale care privesc garantarea și respectarea drepturilor copilului. Inițiator, viceprimarul Comunei Târgu Prodruș. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcției publice pentru anul 2015. Inițiator, viceprimarul Comunei. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcției publice pentru anul 2016. Inițiator, viceprimarul Comunei Târgu Prodruș. Punctul 14. S-a retras după ordine de zi din motive de aceasta fiind ordinea de zi, după cum constatați, e destul de vasă și repetarea aș sugera să fim mai operativ în sensul că să putem ocupa toate punctele în timp optim. Și cu ocazia asta vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc! Se abține. Dau cuvântul domnului în ședință, Florin Abade, pentru a conduce lucrările ședința noastră de astăzi. Punctul 3, după ordinea de zi. Mă scuzați că mă opriți. Ar fi trebuit să pune la vot tot ce este verbal. Deci, vă rog frumos, nu treci nici la punctul 10. Să ia punct cu punct, da? Punctul numărul 1, numărul 2. Deci numărul 3 și așa să nu sărim. Deci trebuie să aprobăm procesul verbal. Da, da, da. Dacă domnul începe cu punctul 3. Dacă studiat procesul verbal. Ordinea de zi. Dacă aveți la punctul, la procesul verbal numărul 16, azi 10, dacă sunt ceva obiectiv. Dacă nu sunt, supun la vot procesul verbal din 16-2015. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. De asemenea, supun aprobare dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din 30-10-2015. Iarăși vă consult dacă aveți obiecțiuni asupra acestui. Deci, da, domnul Dumnezeu. Deci, doamna secretară, cum a fost aici? Să spun probabil să îmbunătățim. Este neapărat necesar ca să spunem, ca să înțeleagă și colegii noștri. Spune așa. La procesul verbal. Spune, deci la ședința extraordinară din data de 30, se spune așa. Se prezintă proiectul de hotărâre, transformarea unui post, funcție publică de execuție din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Târgu Prodruș, județul Bacău. Da? Vă rog să spicuiți, să vă uitați. La discuții.
Doamna contabil dă citirea adreselor formulate de către ANFT Bacău și a referatului privind rectificarea bugetară. Ori, din ce știți dumneavoastră, doamna contabil nu a fost prezentă la ședință. Eu v-am spus, doamna contabil nu a fost prezentă la ședință, deci nu pot să fiu de acord cu acest punct. Pentru că doamna contabil, cum să dea citiri cineva care nu este în sală? Ori, înclin să cred că unii dintre colegii noștri nici măcar nu s-au uitat, nu au deschis procesul verbal. Dar cea mai bună variantă ar fi ca după fiecare ședință să ne se dea și cum opet. Păi se dă la fiecare. Deci se dă, aveți la comisie. Deci aveți la comisie fiecare. Deci problema este așa, domnul consilier. La fiecare comisie se dă câte o copie a procesului verbal. Da? Deci noi trebuie să citim. Atâta doar trebuie. Să citim. Da. Dacă nu are cineva o obiecție la acest lucru. Stai numai puțin. A fost o greșeală de dactilografie. Să se rectifice. Da, alte probleme la acest lucru. A fost doamna secretară. Atunci eu să pun la vot cine este pentru. Împotrivă, abțineri, o abținere, domnul Dumnezeu. Mulțumesc. Aveți cuvântul, domnul Dumnezeu, așa este cuvântul. De la punctul 3. Da, punctul 3. Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 al Comunului Tărbutrodu. Având în vedere adresele numărul 3256 din data de 3.11.2015 întocmit de către AJPP Bacău, referatul numărul 2176 din 16.11.2015 întocmit de către doamna Javor Liliana, salariată în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunului Tărbutrodu, expunerea de motive numărul 2178 din 16.11.2015, formulată de către domnul viceprimar al Comunului Tărbutrodu, raportul de realizare de lucrarea numărul 2177 din 16.11.2015, întocmit de către compartimentul totalitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunului Tărbutrodu și acestul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunului Tărbutrodu. Propunerea. Se propune rectificarea bugetului local al Comunei Târgu Trotuș, conform anexului numărul 1, la prezentul proiect de hotărâre, primind prin suplimentări de credite bugetare și virări de credite bugetare. După ordinea de zi, proiect de hotărâre privind
stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 al Comunității Dubrovnici. Având în vedere referatul numărul 7.156 din 4.11.2005, de către doamna Parca și Angelica, salariat în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunității Dubrovnici, dispunerea de votere numărul 2.181 din 16.11.2005, formată de către domnul viceprimar al Comunei, și raportul de avizare înregistrat cu numărul 7.156 din 4.11.2015, dorit de către compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunității Dubrovnici și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Comisiei Locale al Comunității Dubrovnici. Propune. Se propune stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2016 și conform anexelor ce fac parte integrante din prezentul proiect de hotărâre. Cine este înscris la cuvânt? Domnul Miticheanu. Domnul Băcaru. Am înțeles că nu s-a modificat nimic la impozitele și taxele locale. Deci știți nimic. Ce înseamnă aproape nimic? Adică ori nimic, ori aproape nimic. Trebuie chiar dacă a mai crescut sau a scăzut câte puțin, deci nu e insesizabil. Păi nu, dar unde a crescut? Trebuie să știm unde a crescut. Deci, vă rog frumos, pentru că aici eu m-am uitat, am văzut așa. Deci am văzut ceva la... La mijloacele de transport. Așa. Da? Cu cât au crescut la mijloacele de transport? Păi, deci la mijloacele de transport se ia funcții de capacitate cilindrică. Bine, că nu mai ar mai rămas așa. De exemplu, așa. Autoturismul cu capacitate între 1600 și 2400 cm3 inclusiv. Așa? Văd aici 18. Ce înseamnă? 18 lei? Lei. Lei. Deci ăsta e impozitul anual. Da. 18 lei pe lună? Pe ce este? Anual, anual. Capacitate. Și fracțiuni, câte 200 de lei. 120 de lei. Deci înseamnă că... Deci 120 de lei. Da. Și era... Până la 1000, între 1600 și 1200 era 110 lei. Deci e ceva... Nu, se pot, nu putem așa, stați puțin, că nici ceva. 70% nu poate fi ceva. 60%, 70% nu poate să fie ceva. Deci, asta, deci dacă dumneavoastră înțelegeți prin 70% nesemnificativ, atunci credeți-mă că eu... Ce să spunem atunci? 130 de 180 nu e 70%. Păi nu e 50%. Nici 50%. Păi cât e că socotim acum, dacă nu e 45%, poftim. Nu exagerăm, nu e problemă. Păi nu e de aici, 45%. Deci este 45%. Dar m-am uitat... Deci, și vă mai dau exemple. Eu cred că 95% din impozitele și taxele care sunt, s-au mărit. Deci, cu 45%, să fiu indulgent, 40%, da? La autoturismii. Dar la clădiri, la altceva, s-au mărit cu 70-80%. Deci, nesemnificativ nu înseamnă 70-80%. Vă rog frumos ca să fiți corecți și să spunem lucrurile pe nume. Deci, eu personal cer ca acest proiect să fie scos după ordinea de zi și supus, dezbătut, luna viitoare. Deci nu putem să mergem așa, pentru că vă spun, colegi, nu dați-mi voi. M-am înscris la cuvânt, mă lăsați termin, da? Vreau să duc ideea până la capăt. Deci, colegii noștri, garantat vă spun, 80% dintre colegi nu au studiat materialii și ei nu știu despre ce este vorba. Deci eu vă spun că nu au studiat materialii. Deci dumneavoastră vedeți că aici avem, avem 40 de pagini. Dacă eu am studiat, atunci... Când să vă supune la vot, vreau să nu votați. Asta bun, dar... Nu puteți spune oamenilor să nu vă puteți să vă puteți să nu, doamnă. Deci, consiliul, doamnă, dați-mi voi, consiliul local... Doamnă, consiliul local aprobă, mărește sau micșorează taxele locale. Eu nu vreau să mă ascund după deget și să spun că acum să o spunem pe aia dreaptă, suntem toți în opoziție. Nu vreau să mă ascund după deget să vină cineva să-mi spună că mi-s ordonă mie șeful de partid de la Bacău sau de la București. Mie nu mi-o ordonă nimeni. Dacă vrei, mă accepți așa cum sunt. Cu bune, cu rele, cu defecte și cu calități. Deci nu pot să fac așa ceva. Deci eu, credeți-mă, deci dacă n-am studiat și nu știți, vă spun eu. Impozitele variază între 40 și 80%. Dacă dumneavoastră, cei de față,
dați, vă dați acceptul, vă mulțumesc și dați-vă acceptul în continuare să mai punem biruri pe oameni. Eu spus să-l scoatem, asta este propunerea mea. Asta nu înseamnă că toți trebuie să ia după mine. Nu, dar nu am scris destul de clar ieri în ședință că menținem la nivelul taxelor. Deci, nu sunt domnul Avădănic, deci vă rog frumos. Nesemnificativ înseamnă 0,01%. Deci la un leu înseamnă un bani. În mașină, degeaba creșteți taxe. În momentul, puteți crește taxele în momentul în care demonstrați că folosiți banii în modul corespunzător. Deci nu putem să facem... Așa și lăsați așa cum este. Noi am trecut destul de clar ieri acolo, că am studiat, nu? Deci de ieri până azi modificat cineva? Nu s-a modificat. Nu, am trecut, menținem, suntem de acord cu taxele vechi, de anul vechi. Deci și alea. Cum să fie? Ne ferește. Deci vine să mă duc să mă arunc de la etaj. Ce că alea, dar ce, cu ce seminătate ne explică? Deci alea sunt alea. Cum să fie, domnule, alea? Că nu sunt alea. Uite, n-are cine să ne aducă acum. Domnul Avădănic, deci vă rog frumos, eu vă respect. Nu sunt alea taxele. Nu sunt alea. Deci ce? În sensul că acest avion trebuia să zogândească clar. Cât a fost taxa pe anul trecut? Cât va fi taxa pe anul viitor? Domnule, îmi pare rău, dacă mă așteptați 10 minute, mă duc și vă aduc tabelul de anul trecut. Cât a fost taxa? Nici vă spun exact. Nu mai trebuie. N-am terminat. 2. Aș vrea să scoateți taxele legate de cei care vin în comerț ambulatoriu. Degeaba facem, că nu cred că anul acesta s-a încasat un leu. Eu mă refer la satul Tuta. În fiecare duminică vin mașini cu tărâță, mașini cu tot felul de materiale, cu tot felul de materiale. Și nimeni, și nimeni nu a încăsat niciun leu și privăia n-a beneficiat de niciun leu de pe urma acestor comercianți ambulatorii. Deci n-are niciun rost să mai scriem acolo taxă pe ambulanță, taxă pe... N-are niciun rost să mai facem treaba asta. Asta am discutat cu treaba. Să rămână zero. Asta am discutat. Să vină oricine să facă concurență cu societățile comerciale din comună, care își plătesc dările, care își aplică adăusurile comerciale, care își fac treabele în mod legal. Nu știm în ce măsură aceste societăți, acești particulari, ce sunt ei, își desfășoară activitatea în cadrul comunii. Când nimeni nu-i verifică, nimeni nu-i controlează. Aceste două probleme am pus să le ridic. Această problemă a fost acum 3 ani și am spus, indiferent cine vine, deci își desfășoară activitatea ambulatorii, deci trebuie să plătească o taxă care trebuia urma să o spunem la ședința interioară care avea votat. Și ca în paranteze vreau să vă spun, o treabă. Eu zilele trecute am fost în mai multe comuni din județ, inclusiv în comuna Greceana din județul Bacău. Într-un sat, nicio mașină nu intră cu capacitate mai mare de 7,5 tone, dacă nu se duce la primărie, să plătească o taxă de 7,5 lei pe fiecare mașină dus întors. Altfel, poliția locală aplică legea așa cum a stabilit Consiliul Local. Inițiați un proiect de hotărâre în sensul ăsta și nu se pune. Dar de ce să mai inițiem când se cunoaște că nicio societate, niciun particular nu își poate desfășura activitatea pe raza comunii fără a plăti ceva la comună? Nimeni nu plătește nimic. Vine domnul cu tărâța, eu vin frumos cu actele legale, de la Panimont, de unde eu, aplic la dosul comercial, râde în fața magazinului, el vinde 40 de saci, eu vinde singur sac. Și au față lui domnul Pezic, tot afel. E posibil așa ceva? Și nimeni nu-l ia la întrebări. L-am luat la întrebări. Vede voi cum faceți treaba. Dar nu-l ia nimeni la întrebări. Dar cine v-am reclamat treaba asta? De reclamație, în fiecare duminică vine domnul. La ora 11, în fiecare după liturghie, vine mașina și vinde. Sare, făină și așa mai departe. Dar primării, știa cineva despre treaba asta? Păi era consilier, am legat problema asta. Domnul. Și nu s-a făcut nimic. La tuta de 10 ani să vin deja. De 10 ani? Nu, de ani de zi. Aveți voie 10 ani. Da, vă rog. Deci, referitor la încasări, am prins o zi de încasare când a fost bălciul la Târgu Trotuș. Aici, cei care au venit ambulatoriu să vândă, dar nu tărâțe sau nu știu ce, au venit cu ciubucuri, cu fel de fel de guarne și nu știu ce. S-au încasat în ziua aceea 65 de lei. Era rapidați un leu, domnul Vabavi. Deci, exact ce a spus domnul colegul dumneavoastră. Nesemnificativ. Colegul Turăriu. Da. Bun, acum referitor la punctul ăsta, să facem o propunere.
În sensul că îl abonăm pentru luna viitoare, dar să fim comparativ cu ce au fost ca să nu mai existe subiect de scandal și de gălceapă. Nu-i mai bine așa? Da, bine, da. Dacă vorbim la vot, dacă cine este pentru să... Pentru luna viitoare, în acest sens. Nu, domnule. Deci nu se poate. Acest proiect trebuie să votăm, să propunem scoaterea acestui proiect după ordinea de zi, cu modificări și completări ulterioare. Deci la ședința următoare, da? Deci așa trebuie să... Cine este pentru scoaterea acestui... Doamne, vă rog să consemnați. Deci acest proiect să consemnați, da? Da. Cine este pentru scoaterea acestui punct pe ordinea de zi? Deci proiectul a fost acum punctul 5 după ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind menținerea rețelei școlare la nivelul unității administrativ-teritoriale pentru anul școlar 2016-2017. Având în vedere adresa numărul 9214 din 4-11-2015, întocmită de către Inspectoratul Școlar Județean Bacău, nota de fundamentare întocmită de către directorul Școlii Gimnaziale Târgu Produs, expunerea de motive numărul 2187 din 16-11-2015, formată de către domnul viceprimar al Comunei Târgu Produs, avizul Comisiilor de Specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Târgu Produs. Propune. Se propune menținerea rețelei școlare la nivelul unității administrativ-teritoriale pentru anul școlar 2016-2017, conform anexei numărul 1, care face parte integrantă din proiectul de hotărâre. Da. E cineva ce să scrie? Martin, domnul Martin. Altcineva? Domnul Micătialu? Domnul Micătialu. Micătialu. Domnul Boagă. Domnul Martin, nu știu. Aș vrea să întreb dacă la școlile noastre din comună avem aviz de funcționare și un specialist. Fiindcă domnul ministru învățământului a zis că sunt în țară o grămadă de școli care nu au aviz de funcționare. 80? Da. Asta vreau să știu dacă la noi în sat are aviz de funcționare. Care este procedura? Vă răspund eu. Spune, domnule. Deci aviz de funcționare din punct de vedere sanitar. Sanitar și ISU? Există. Da. Acum s-a primit o adresă din partea acestui ISU Bacău, care a programat o verificare a tuturor unităților școlare din județ pe o perioadă de vreo două luni. Da. Și se constate care sunt construite până la o perioadă și nu de ce este acesta. Aveți care sunt construite mai puțin și de ce este acesta. Îl așteptăm să vină. Deci, până la urmă, nu știu cu remarca. Cu remarca. În fiecare an, la început de anul nou școlar, aveam vizita ISU-ului. Dar nu aveau și nu. Și nu mai fi. Dar nu aveau semnătură. Nu. Constatați este în regulă, în termen de face și aveți... Deci nu sunt pe proprii răspunsuri, declară... Acum s-au schimbat toate și o să... Toți sunt și noi, regulă trezut. Da. Ca domnul ministru... Tot la rețeaua școlară, zic că se menține tot la fel și este bine structurată rețeaua școlară. Și o să meargă în continuare. Din câte știu, am văzut că o să se facă și grup sanitar, la școala trebuie totuși și o să fie și condiții. În cazul acesta, să sperăm că o să vină și bani pentru așa ceva. Și din ce am mai discutat cu foști colegi și actuali colegi, aș vrea ca în anul școlar următor, adică în anul următor, 2016, dacă se poate ca să prevadă în
buget ca să se plătească deplasarea cadrelor didactice la timp, când e lunar, dacă se poate. Ei plătesc acum și pe urmă se decontează după o perioadă de timp. Și ar vrea ca să, dacă se poate, lunar. Deci să prindem în buget încât să fie după fiecare lună. Nu, răspunsul nu pot să-mi dau eu motiv ce plata cheltuielor de plasare a clasei practic de la locul din muncă la domiciliu și în rest face de către autoritatea locală, prin contabilitatea BAT-ului. Vreau să întreb, doamna contabilă, profesorul Apuzeci, față de alți ani am înțeles că a apărut o ordonanță prin care o piesă la dosar trebuie să fie o adresă de la transportator prin care să specifici costul unui abonament sau biletul. Și societatea transportatoare care trece pe noi prin comun are refuzat să dea aceste adevenire. Nu ni le-au dat nouă, s-au dat școlii. Nu s-au dat. Școala a făcut adresă, nu s-au dat. Adresă și... Dar, fără această adeverință, nu se poate face plată. Față de banii trebuie. Noi alocăm bani școlii, cum și organizează al contabil și al... Da, doamne, am înțeles la doamna Tereșoare că această plată nu o face efectiv ordonatorul secundar și ei. Ba da, ei au făcut acum. Deci noi am dat banii școlii și ei cum și organizează, cum plătesc, e problema lor, nu mai intră. Repartizare pe trimestrial, lipsă de bani au dus. Deci ori ordonator terțial, ori. Sunt dificultăți în loc cu ce să ne conteze. Unde dă bilet? Doamna, la ședința de Consiliul al Școlii, doamna director, a spus că nu se mai în considerare bilete, deci numai abonamente. E o firmă care, când li se ridică frâna din mână, vine, când lasă frâna din mână jos, nu vine. Deci, acea firmă prestatoare de servicii de transport ar trebui să fie, să spun, la ora 7. Ei, acea firmă nu vine la ora 7 și nici nu vrea să dea. Nici măcar adresă unde se află sediul societății nu a dat-o. Nu și-a dat adresa, nu și-a dat acceptul, nu a vrut să dea o adeverință ca poate să-și poată profesorii lua banii, să deconteze transportul. Deci, noi aici trebuie să găsim o soluție ca să fie bună pentru toți. Adică o soluție, dacă nu poate da primăria, atunci cine poate să dea? Parohia? Primăria trebuie să facem, supunem, inițiem un proiect de hotărâre. Așa zic că ar fi corect. Să inițiem un proiect de hotărâre. Dacă nu pot și nu, dar firma respectivă nu vrea să dea, atunci să nu mai opereze, frate. Adică ăla de la Tuta poate da, ăsta nu poate da. Dar nu avem... Știu, doamnă. E o firmă care vine la Comănești. Nu poate să-și dea. Firma la Comănești da. Probabil da, a câștigat licența de transport. Da. Și mai intervine și altceva. Trebuie de venit ca să iei banii? Contravaloarea ca să iei banii? Mai intervine și altceva. Nu toți profesorii încep programul la aceeași oră. Dar sunt așa suficient. Sunt, nu? Sunt. Circuri din spate. Da, nu știu cine așa trebuie. Deci trebuie de să fac cine a dat licență. Licența s-a dat cu acordurarului și... Are regulă. Și încă ceva. Ei la început de an își cere acordul și primăriei pentru că ei trec prin comuna Tăbătoare. Ei, următorul, deci să zbori să și de dacă nu se dă, nu mai de la început, domnul Vacaru. Și cu asta basta. Domnul Vacaru. Am o singură remarcă de făcut. Relativ la cheltuielile care se fac la număr de elevi înscriși în ciclurile 0-8 în Tuta și Târgu Drăguș. Din discuțiile avute cu profesorul din Tuta, am înțeles că este o neconcordanță mare. Nu știu în ce măsură este adevărată sau nu adevărată, pentru care rog pe domnul primar să verifice și la viitoarea ședință să ne spune exact cât au fost alocate la nivel de comună, la nivel de școală, pe total comună, cheltuieli, cât s-a cheltuit la totuși, pe cap de copil și cât s-a cheltuit la tuta.
Să vedem și noi, este adevărată sau nu. Uitați. Dacă nu mai e nimeni, să punem la vot. Cine este pentru? Următorul punct. 6. Proiect de hotărâre privind regulamentul pentru eliberarea autorizației de funcționare și profil de activitate, autorizație de amplasare și profil de activitate și a orarului de funcționare pentru agenții economici pe terasa Comunei Târgu Troiu. Având în vedere referatul numărul 2180-16 augusta 2015 privind necesitatea implementării regulamentului pentru eliberarea autorizației de funcționare și profil de activitate, autorizație de amplasare și profil de activitate și a orarului de funcționare pentru agenții economici pe terasa Comunei Târgu Troiu. Expunerea de motive numărul 2194-16-2015, formulată de către domnul viceprimar al Comunei Târgu Protuș, raportul de avizare registrat cu numărul 2183-16-2015, întocmit de către biroul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Târgu Protuș și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Târgu Protuș. Se propune aprobarea regulamentului pentru eliberarea autorizației de funcționare și profil de activitate, autorizație de amplasare și profil de activitate și a orarului de funcționare pentru agenții economici de pe raza Comunei Târgu Troiu, conform anexei numărul 1, ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Cine este înscris la... Domnul consilier Lutelu, domnul Moise. Aici vreau să iau și eu. Da. Domnul... Da, da, da. Da. Martin. Martin. Da. Eu aici am venit pentru faptul că am depus o cerere pentru autorizație. Mi s-a spus că nu se poate da, că trebuie să schimb obligatoriu să transform spațiul meu în spațiu comercial. Am fost la un jurist, la mai mulți, m-am documentat. Mi-a spus că toată țara funcționează cu contracte comodate între firmă și proprietate, care dai altă destinație. Și nu am avut doamna de aia să-mi dea autorizația. Mi-a zis să merg la Bacău, la ISU. Nu aveam ce căuta acolo. M-am dus la Bacău. Mi-a dat ISU hârtia. De la ISU. Dacă cineva vrea, o să-i dau. Am venit înapoi, nu că băgăm în Consiliul Local. Ședința, să vedem ce hotărăște Consiliul Local. Am așteptat. Deci care a fost motivul că nu mi s-a eliberat autorizația? Acum e regulamentul. Acum e ședința. Păi, acum e ședința. Dar, exact, regulamentul ăsta era și înainte. Exact. Eu am studiat, am citit. Ce s-a modificat? Dar am dat ce s-a modificat din regulament. Eu am citit tot și nu am văzut nimic. Trebuie să respecti niște normative, să faci curat, să nu blochezi drumul. Să ai avizele... Da, am. Da, tu ai toate avizele. Am, uitat, am aici așa... Din la ISU, din la Bacău, ce ți-a zis? Păi de la ISU la Bacău m-a întrebat. Și a zis destul de clar. Dacă ai 200 de metri, inclusiv 200 de metri, inclusiv spațiu închis, de să ne înțelegem, să nu bombardăm lumea că... Că vrem noi să facem ceva. Dacă ai peste până în 200 de metri, să trebuie autorizație ISU. Și am întrebat, domnule, eu am 140 de metri pătrați. Ce trebuie să fac? Domnule, ce te-a trimis prima ta aici? Primăria. Domnul primar a vorbit. A zis că eu dau o discotecă, dau, fac pe dracu, fac pe tasul, așa mai departe. Și am zis, domnule, așa sunt oameni care ne conduc. Ce era să zic? Bine, nu să scutea, adică ăștia s-au venit. Domnul Mititel, dar și o pretenție, dacă suntem într-o comunitate, eu aștept ca oamenii să te sprijine, nu ca să te distrugă. Ți-a spus număr de locuri limitate, ceva? Când... Pentru fiecare persoană trebuie să ai 4 metri pătrați. Domnule, nu mai sunt la discuție. Ce crezi că e ce tot atâta, atâta și la televizor, că
la primărie trimite la Bacău, de la Bacău la primărie. Deci dacă ai 50 de metri pătrați și ar trebui să primești... Păi dacă ai 100 de metri pătrați, 20 de persoane bagi acolo. Asta e regula. Nu, dar și dacă ți-a cerut, eu ți-a... Și le-am zis în felul următor. Dom'le, am o terasă. N-a furat mame de terasă, că mi-aș să-l dau jos. Am o terasă. Mi-a explicat exact cum. Uite, am 5 metri, așa, 30 metri lungime, 10 metri la vale. Am explicat, dom'le, nu mă ascund nimic. Absolut nimic, că n-am ce ascunde. Că sunt bajocorât în comunitate de ca o cărbă. Și fac munți acolo. Și m-a întrebat, terasa cum e? Închis cu geam termopan. Dom'le, n-am niciun termopan, dom'le. Iarna nu pot să stai acolo, bate vântul, că am niște zăbrele. Și unde am curte, uitați, vedeți curte, asta e colo în curte acolo. Și mergi să-mi fie următor. Dom'le, dacă vrei să faci nunți afară, n-ai nevoie de autorizație ISU. Deci altceva ce să mai, să merg înapoi iar? Și dacă vreau să scot autorizația ISU, mi-a dat un formular, ce trebuie să aduc? Ce documente trebuie să-i duc? Din câte știu eu, și la mine la asta, eu n-am luat drumul, dar mie mi-a trebuit un plan de situație în care mi se cere așa, pot să spun. Da. Deci clădirea cu suprafață mai mică, trebuie să ai minim două uși de acces. Da. Adică să poate ieși... Eu am două uși, am eu la bar, am uși mari. Deschideți, da? Deschideți. Se deschide la față. Spre exterior. Deci așa deschide. Trebuie să fie. Deci ușa trebuie să fie spre exterior. Și la școli și la bisericilor. Ușa... Dar asta e regulă de bază oriunde, de când pe timpul lui Ceaușescu erau toate mașinile. Trebuie să ai, pentru spații mai mici de 200 de metri pătrați, trebuie să ai plan de evacuare în cazul situației. Așa mi s-a spus mie la Bacău. Cum sunt eu, trebuie două stingătoare și plan de evacuare. Și a zis că, oricum, venim în control și o să fie controlat fiecare în parte. Deci mai mult de atâta, ce să zic? Unde să merg? Nu, dar trebuie să facem acolo. Bă, dar nu am autorizație. Bă, dar nu vrea să te-ai zis. Mă întorc ce a zis domnul Vacaru. Vin alții, fac bani pe teritoriul comunei noastre și eu, în comuna asta născut, plătesc taxe și impozite, n-am voie să desfac o activitate pentru o autorizație. Dar nu e rușinos? Așa am înțeles. Nu e rușinos treaba asta? Îți desfășoară activitatea. Să nu înțelegem. Am fiecare, puneți-vă în situația mea. Nu să vină Iisus să-ți controleze pe Petrică Benghen cu chioșcului. Dar de ce nu se numește? Dar pentru ce? Vine, intră, are plan de evacuare, trebuie nu trebuie să-i dea autorizat. Păi nu trebuie să-l autorizez, nu mai prostit. S-a întâmplat, Doamne, crește, necar. Iisus vine acum așa, doamne, șase metri pătrați. Iisus, dacă ești în cetate. E mare diferență între vine în control, și trebuie să-ți dea autorizație de funcționar. Deci trebuie să-ți dea autorizație. Eu m-am dus la judecător, m-am dus să mă documentez. Că doamna mi-a băgat aici, așa mi-a subliniat, spații amenajate în clădiri de locuit. Asta e altceva. Spații unde ai casă, locuiești familia. Locuit colectiv, având destinație de comerț cu area desfășurată mai mare de 50 de metri pătrați, ori de protecție sau... Protecție și sau depozitare. Indiferent de suprafață. Aici așa, la mine clădiri sau spații amenajate în clădiri, având destinația de alimentație publică cu area desfășurată mai mare sau egală cu 200 de metri pătrați, construcții civile, subterane sau spații publice amenajate la subsol, demisolul, poduri, ori pe acoperiș tip terasă, la clădirilor civile, indiferent de destinație, are construită, desfășurată sau numărul de persoane. David, tu și profilul tău de activitate? Bar. Și acolo trebuie să avem și cei autorizații. Pentru bar. Pentru bar. N-am dat nici prea discute cu oameni, bineînțelegeți, uitați, sunt oameni de așa. Doar în doamna aia, că nu știu ce înseamnă o discotecă. Și atunci ce spui că abia a spus că... Păi, mă, da, ai zis! Nu, am zis... Domnul Vic, domnul primar. Nunți ocazionale. Dau cuvântul meu. Am cuvânt bolnav și nimic. Îți dau cuvântul meu. Stăteam față în față cu inspectorul. N-am spus de discotecă. Și a zis, domnule, ia stai să văd, să sun la primărie de ce te-a trimis aici. A spus, și mă, da, ai răspuns. Am spus, nu-ți ocazionale. Ce desfășoară domnul David la hol? Și m-a dat așa, domnule, de la discotecă în sus de toate. Nu. Și eu, să mă scuzați de expresie, deci exact
recit ce am zis. Domnule, inclusiv fac caca acolo. Nu știu ce sunt. Așa am zis la inspector. Dacă nu credeți, uitați, vă duc la Bacău. De asta nu ți-o aprobă. Ce nu mi-a aprobat? Eu am zis exact ce am discutat cu acolo. Nu. Deci eu n-am spus decât nunți ocazionale și partea de sus care folosește, o folosește în scop personal. Domnule, i-am explicat. Domnule, este lume multă. Vine o lume multă la spații. Tu dacă nu ai spațiu să acces pe toată lumea să intre înăuntru, zice că ai bătut joc pe el, te urmește, lumea și asta. Și a zis că, domnule, atunci iar că nu se merită. Nu se merită să te complici cu așa ceva. Dă-i afară zbor, te pune scaun să stea unul peste altul și da să stea acolo. Și atunci nu ai nevoie de insul, nu ai nevoie de nimic. Altfel, ce să mai zic eu? Și vin aici așa și mă plimb pe drumuri, pentru ce? Pentru autorizație? Bă, domnule, pentru că și alții vin, fac bani în sat. Și eu cu rahat de bar, n-am dreptul să iau autorizație. Și a doua chestiune. Doamna zice că am ieșit în afara proiectului. Cu terasă. În domeniul public. Eu am de 6 ani făcut. Eu am zis, am ieșit. Dar Petrică Ungurean nu știe. Ba, dar știi foarte bine. De ce s-a băgat calul pe proprietatea mea? Asta am mai discutat, da? Domnule Boar. Nu discutăm și acum are... Păi, dar eu am fost furat. Păi, am fost furat de primărie. Te-ai furat singur. Cum adică? Ai dat accept, da? Nu am dat niciun accept. Da. Îmi pare rău. Uite, firma care a executat lucrarea este. Și căutăm. Când s-a apucat de săpat, a fost discutat pe limita proprietății să se vede. Ăștia au venit, că știm discuția, cât m-ați ciondonit și cu clădirea aia. A venit băieța să facă șanțul, după ce a săpat șanțul, a venit domnul Anton, Dumnezeu Solier, da? Dumnezeu Solier, acolo nu mai va fă. Așa, l-am băgat la monument acolo între preoza mare, în reșeală a făcut comunitatea asta. Nu l-ai băgat. Deci, ai venit pe autorizare, pe autorizare, lasă. Și mi-a zis în felul următor. Bă, Ioane, fă în așa fel ca cablul să rămâi în afara proprietății tale. Bă, Ioane, tu ești între reglamente? Bă, tu așa ceva poți să accepți ca să mă duc eu cu 2 metri din proprietatea mea, că era un stâlp mare, și ăștia ca să nu spargă stâlpul, s-au băgat în curtea mea cu cablul așa, o buclă mare, și stau cu capul acolo. Hai să vedem ce faci cu autorizarea. Autorizarea, hai să faci, că asta îți mai faci asta. Cu autorizarea, asta e pentru asta. Eu pentru asta mi-e domnule. Și să nu mai fiu jignit pentru că am ieșit cu 80 de centimetri cu gardul ăla. Și plus de asta am ieșit cu clauză că îți ține capul. Autorizarea să faci. Ce să fac? Nu mă, să-ți fac eu o clauză că ține capul la tine dacă nu până la urmă. Ca să nu ai niște probleme, nici tu nu să iei. Eu n-am zis niciodată probleme. Domnule Nică, ați terminat? Domnule Nică, ați terminat? Da. Poți să iau produs? Da. Deci, dar ce facem aici? Deci, nu știu. Eu am scris la cuvânt, dar dormi. Nu, domnul Gelu, am fost scris. Frumos. Dar cine e? E primar sau cum? Moise. Ce facem aici? Domnul Gelu. Am ordine. Moise. Ce scuze, domnul Gelu? Așa. Deci, eu sunt foarte scurt și la obiect. Vă rog frumos să emiteți condițiile. Da, când vine omul la primărie pentru autorizația asta de funcție, faceți un tabel frumos. Băi, trebuie să vii cu carnetul de sănătate, cu carnet de bine sănătos, toate astea. Să știe omul. Băi, fac rost de toate documentele, le-am prezentat, e legal, e eliberez la autorizația. Băi, genul, sunt instituții care te verifică, mă. Nu scăde. Hai să fim serioși. Voi de care face comerț, să fim care știi. Deci, domnul președinte, domnilor colegi, deci am fost foarte atent la ceea ce a spus domnul Ion. Deci, eu am discutat ieri, în ședința de comisie, cu doamna secretară. Am studiat materialul. Pot să vă spun că s-au strecurat câteva lacune în chestia asta. Dar să nici probleme. Da? Îmi dai voie. Dacă nu, atunci ia cuvântul și... Păi, dar ai vorbit odată, acum tu la fiecare întrebări, cu mai vorbești odată. N-am vorbit. Deci este de primul să vorbesc, da? Deci, discutând cu doamna secretară, deci, eu zic să lăsăm oamenii, dacă au venit, să funcționeze. Asta este părerea mea. Să retragem acest proiect și să vedem ce se poate face. Pentru că ăsta nu este bine. În forma actuală, în forma care este prezentat, nu este corect. Păi, dacă mă apuc acum de citit tot, s-au strecurat greșeli, pe cuvânt vă spun. Sunt multe probleme care nu sunt în avantajul sau în dezavantajul. Nu le-aș fi nimeni, nu, sunt niște probleme. Eu v-aș ruga,
respectuos. Dacă îl putem să retragem după ordinea de zi, să-l punem ședința următoare și exact ce a spus antevorbitorul meu, domnule, să știe omul cu ce să vină, cu caietul, cu iepurașul de acasă, cu ouă de Paști, cu prosop, nu știu cu ce să vină. Dar trebuie să vină ceva, când vine ca să-și ceară autorizații, acel om trebuie să-i dea clar. Domnule, asta, asta, asta. Și apoi se poate emite autorizația. Mulțumesc frumos! Aș vrea ca să știe bine, indiferent că e crâșmă, că e discotec, dacă spune că trebuie să aibă un număr de persoane, deci trebuie specificat în contract, fără supărare. Dacă la crâșmă nu specifică număr de persoane, îi scrie acolo, nu la articolul cu tare, nu trebuie la barul să aibă număr de persoane. Dar la discotecă 100% trebuie să un număr de persoane. Deci la suprafață și program. Haideți să nu faci cu referitor la programul nostru de acasă, să fii până la ora 12. La ora 12. Și noi am fost tineri și am stat până la 4. Hai să înțeleg până la 6. Dar trebuie până la 1 măcar. Până la 6, vreți? Păi nică, și noi am fost tineri. Și noi care locuiești cumva în zonă unde e o nebunie de asta? Dar să locuiești și să vezi în zonă. Îi pui condiții. Îi pui condiții lui cel care... Dar cine locuiești în zona aia să-și facă materia pe care să vezi în zonă? Îi pui condiții lui cel care să-și facă materia pe care să-și facă materia pe care să voi aveți dreptul să spuneți și cum vreți, să o apropo până la urmă, nu, nu eu am spus așa să-ți pot ieși. Domnul Lazic, dacă s-a propus retragerea așa, discutăm... Da, una din probleme trebuie retrasă. Deci una din probleme trebuie retrasă. Și atunci să ne înțelegem până la ce oră dă programul. Nu, deci domnul Lazic. Deci cum am spus înainte, retragem, revenim cu altă formulare și atunci stabilim din comun acord. Că acum, ne-am prins, acum, ca să spun sincer, ca să-i dăm votul, ne privim și spunem, și o să avem contradicții și spunem, domnule, el trebuie să funcționeze la 1, tu la 2, eu la 5 și nu să, hai să facem ceva, să fie, eu zic, echitabil pentru toți. Ai propus și eu ceva, dacă spune. Deci pentru inițierea unei hotărâri în Consiliul Local, aș vrea ca să participe ca inițiatori, 2-3 inci, da? Care au și discotecă, care au și butic, care au și, eu știu, crâșmă sau eu știu ce, sau alimentați cu știu, da? Domnul primar, și să cooptați în această comisie și organ de specialitate din partea dumneavoastră care răspund pompierul și ISLA, avem salariați care răspunde, trebuie să plătiți de noi, comunitate, să răspunde de treaba asta. Deci ISU și pompierul să aducă contribuția legală în acest proiect. Eventual eu pot invita și pe altcineva din altă parte, de la ISU sau... Atunci, da, 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 e bine ca să chemăm cu toți. Știm toate legile. Da? Și mai bine așa, da? Da. Cine este pentru... Eu am o propunere. Deci se anulează, nu se anulează. Nu am autorizat. Se apropă totuși o funcționare de aici. N-am autorizat. Nu pot. Deci voastră... Cum puteți să fie eliberat? Pentru bar. Autorizația. Bă, dar ce pentru bar? Pentru bar. Solicit pentru bar. Ce n-ați zis? Nu le chestiu. Nu solicit pentru așa, pentru bar. Eu zic se poate emite autorizație provizorie cu anumite condiții, măcar pe o lună de zile, ca după aceea să se pună la punct. Deci da, se poate, da, adică da, să nu se închidă unicea aceea. Deci se poate emite autorizație provizorie. Până la reglementare situație. Și noi, nici dumneavoastră nu știți bine. Sigur, sigur. Dacă nu mi se liberează, atunci îmi merg în instanță. N-am altceva. Instanță nu rezolvă nimic. Practic se închide unitatea mea. Atenție. Domnul Victor, deci să stabilim așa. Proiectul ăsta care l-avem cu tot ăsta și cu ce să află aici, comisia care va fi formată, de tot o mult chiar acum, până data viitoare, când avem cealaltă ședință, să luăm la feria frumos, împreună cu ISU și cu pompierul și așa, și să-i dea o formă, să zicem, finală. Până atunci, dacă nu trece acum, nu putem să-i eliberăm adeverință la asta, la niciunul. Deci până atunci, să zicem că se funcționeze provizor. Nu se poate, domnul. Atunci închide fabrica de pompieri și dacă nu are autorizație? Are autorizație. Păi să fie amândoi să stilizăm. Fabrica plenar nu facem pregătire stilizată. Dacă se întâmplă un spectacol, nu trebuie autorizație. 30 de zile îmi spune clar. Dar eu zic că dau un spectacol. Nu-mi dau autorizație. Dar trebuie autorizație. Dar trebuie să-mi dau autorizație.
Vedeți voi, dacă se poate. Autorizații provizorii de 30 de zile. Și pune-și de condiții ce trebuie să aduce la casă. Trebuie dat autorizație să funcționeze ai ca un butic acolo, bar, ce e. Și dacă vrea să facă nunți, botezuri, ce are, se prezintă frumos la primărie. Eu așa se ce mai bine așa, că îmi faci și nu la primărie, e autorizația. Ce la primărie? Hai, dacă o familie, zi-mi. Auziți? Eu așa gândesc. Deci, așa... Băi, ascultă un pic, te rog frumos, te-am ascultat. Dacă vrei să faci o adunare publică, o nuntă, un botez, ceva, vii frumos la primărie, iei autorizație specific ce vrei să faci și îți dă primărie autorizație. Plătești taxe? Dar, așa se, dar așa pentru a funcționa cu un bar, că nu vinde nimic sau pentru ăsta, eu nu știu de ce nu se poate libera autorizație. El vrea pentru bară. El dacă face, face pe problemă de bară, dacă nu vine să am încerc. Mai pe problemă de bară. Vreau să trebuie de ani. Păi, ce să niște... Niște... Că nu știu la primărie de bară. Îi dă autorizație funcționar de pe bară. Pentru bară. În momentul în care el organizează de capul lui, nu-și poate... Serioară! El răspunde. Și trebuie să respectă dacă nu vine să ceară la autorități... Haide, domnule, facem aici pe care... Haideți să dăm proiectul ăsta, că pe oameni, toare sănătate. Pentru ce să văd? Pentru un butic? Pentru un butic, mai ce mai e? Eu propun să retragem de cine este pentru retragerea acestui punct? Cine este pentru retragere acestui punct și îl punem luna viitoare. Cine este pentru retragere? Retragere. Ca să putem să vină cu documentii și să facem o ședință de consultație. Și statul de funcție al aparatului de specialitate a primarului comunei Târgu Trotuș, județul Bacău, conform anexelor număr 1 și 2, atașate la prezentul proiect de hotărâre. Îți dați ceva? Nu? Discuții. Domnul consilier. Cine mai este? Păi, sunt funcții și prezentul poate mai mult de adăugat. Da, domnul consilier. Domnul consilier, la acest punct care mi s-a adus, mi s-a băgat practic în față. Spune așa. Se propune aprobării mutarea definitivă a doamnei Brodun, Codron Daniela Estilia. Da? A plecat doamna și a părăsit postul de șef. A trecut pe consilier superior Radu. Doamna contabilă,
nu vreau să vă jignesc, nu vreau să vă aduc o singură întrebare. Când, în ce ședință, s-a discutat și mutarea dumneavoastră? La ultima ședință a venit doamna Godron și am discutat problema dânsii. Vă rog frumos, respectuos vă rog, răspundeți-mi și mie când ați venit dumneavoastră să faciți lobby în ședință și să ne spuneți, domnule, vreau să plec și eu după postul ăsta. Pentru că acum unii dintre consilieri nu zic nimic, dar la ședințele pe comisii, păi o să spuneți, domnule, vrem transparență, vrem încredere, vrem seriozitate. Iar dacă ni s-a băgat aceste două posturi, deci pe lângă doamna Dana s-a băgat și ăsta, următoarele ședinții, când vor mai fi alte chestii, să știți că nu va mai trece niciun proiect. Pentru că știți ce spun consilierii? Nu există transparență, nu există seriozitate, nu există nimic în această primărie. Doamna secretar, dați-i voi, n-am terminat. Îmi cer scuze. Bun, ne-a băgat aici care... Doamna secretar a venit, s-a îmbolnăvit subit. Cu riscul că mă repet a doua oară, a treia oară, s-a îmbolnăvit subit, doamna, dar nu se îmbolnăvește. Dacă se îmbolnăvește două ori, va fi exclusă și asta de aici. Spune așa, când se angajează, frumos, polițist local. Spune la poliția locală, avem așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 posturi. Până acum se cerea superior, adică, bă, nu știu, era o chestie da. Să fii doamnă, 9 ani. Nu putem să-i cerim lui Xulescu, care nu are, îl angajez ca și debutant. Nu pot să-l angajez debutant, pentru că ăla habar nu are cum îl cheamă. Dacă îl întrebați CNP, nici nu știi din câte cifre informa CNP-ul. Habar nu are. Nu putem să angajăm debutanți. Măcar 2 ani de zile. Sunt oameni competenți pe raza comunei, care au activat în cadrul ISU, în alte cadre, au plecat, s-au restructurat. Nu? Jandarmerie sau agenți. Sau agenți care au fost agenți de poliție. Mă rog, nu știu, s-au restructurat posturile. Ăia cred că sunt cei mai competenți. Nu putem să băgăm cum vrea doamna secretară, că i s-a ridicat iasuna din mână și să băgăm. Nu există așa ceva. Deci nu există așa ceva. Cu toate scuzele de rigoare și indiferent de răspunsul care mi-l dați, nu vreau să fiu de acord cu acest punct. Trebuie revizuit. Domnul Liviu, vă rog. Nu are cum să angajezi o persoană cu 9 ani vechime. Nu că se de asta și scos. Doamne, dar nu băgăm, nu mai băgăm 2 ani. Păi asta înseamnă la debutați, nu ai bă nu. Deci are dintr-o și ăla cu 2 ani. Da, 2 ani, dar dacă vine unul care are sub 2 ani și ăla e capar, nu știi cu ce să mănâncă, doamnă. Deci, de asta au și superior, ca să nu știu 9 ani, trebuie să găsești unul cu 9 ani. Doamne, eu zic că era cel mai corect să băgăm. Cel mai corect și foarte pertinent. Să băgăm de la 3 ani în sus. Un minim 3 ani. Că sunt, vă repet, nu dau nominal, nu vreau să fiu pe tine. Doar că să spuneți, domnule, că ai vă cineva care îl susții. Nu! Dar să punem de la 3 ani. Cum să-l pun un debutant? Vine un șoare catena liceu de la 18 ani, vrea să-i polițist local. Asta trebuie angajat un om mai cu experiență, care se conduce. Sunt și eu pentru aia cu experiență. Și ăla nu. Deci sunt atât de înverșunat și deci dacă nu-mi dați un răspuns pertinent, pentru că... Deci eu am fost doamnă deschis. Oricine vine în această instituție, deci sunt deschis la dialog, respect oricine. Să nu spuneți că v-am șichit. Nu. Respect și dacă veniți dumneavoastră și ceriți, eu cred că trebuie să ne ajutăm între noi. Suntem colegi. Dar dacă nu-mi dați un răspuns pertinent, voi fi cel mai mare dușman la dumneavoastră. Vă spun sincer, dacă nu dați. Și eu vă spun, vă garantez că la fiecare ședință poți să veniți 3-4 femei, așa lobby fac între colegii mei aici, că nu o să mai treacă niciun proiect. Pentru că nu există, doamnă, transparență și seriozitate, doamnă. Când Dumnezeu odată, când mama dracului va fi odată transparență în această primărie, doamnă? Când va fi, ca să vedem și noi, ca să vină să spună. Da, doamnă, uite, întrebea, cui trebuie? Și de ce, doamnă, de ce, doamnă, așteptat trebuie ca să ne certăm la fiecare ședință și să venim ca să spunem pentru cine, de ce ne înverșunați dumneavoastră? Eu sunt indiferent cum, cu ce fost mă dă. Deci nu mai vreau să fiu șef de birou.
și nu iau niciună de ce. Și înseamnă că șeful de vreo să faci, să fie scos la cum. Se va scoate la cum. Este vacant, sigur că este vacant. Deci nu. Da, domnul Bărbina. Domnul Bărbina. Deci, constat următorul lucru. De o perioadă în pace, să nu zicem de când domnul doamna secretară. Dar vreau să fim un cadran legal. Asta e problema. Se lucrează la această organigramă în fiecare ședință. Ne-au afirmat aici, și nu știu dacă scris în proces verbal, că nu putem să modificăm organigrama de mai multe două ori pe an. Și de asta au băgat într-o ședință anterioară postul vacant pentru mecanic, pentru utilajul achiziționat. Are un lucru. Acum iar ne bagă sub nas organigrama. Cred că și luna viitoare iar ne bagă sub nas organigrama că scoate la concurs postul de venit vacant. Din șef, birou urbanist, șef, birou contabilitate. Dar oare când e vorba să fac o cheltuială minoră? Dar nu sunt bani. Dar când toți se încadrează, toți se încadrează, se angajează oameni, sunt bani. Domnul Boabu, nu se angajează nimeni. Din moment ce este vacant, doamnă. Ați văzut câte posturi sunt vacante. Asta este organigrama într-o instituție. Deci tu poți să te abați de la ei. Deci ai 37 de posturi sau cât sunt. Deci toate trebuie să figureze. Că nu putem mai târziu o să aveți nevoie de un post sau ceva și nu, nu putem modifica, nu l-avem. Păi da, domnul, dar trebuie până să un moment, da, da. Da, da, deci nu se poate. Deci ai nevoie odată cu noi și nu mai ai în statul. Noi avem contracte cu terții persoane care nu sunt angajați definitiv. În UAT trebuie totuși câte persoane, doamnă, sunt? Puteți să răspundiți? Cu ce anume? Câte persoane figurează ca și angajate în UAT trebuie totuși? La mine primărie. Da, doamnă, da. În afară de... Ce domnul. Sunt aici cât? În afară de... Cât, doamnă? 15 am spus. Deci, doamnă, că nu știți? Dar la ce anume? Și așa, că copiii care se opriu și persoanele... Dacă vă zic, nu pot la gara cu sunt separat. Nu, în afară de asistență personală. Sunt 16, doamne. 16, da? Vacante sunt 22, total sunt 38. 38. Așa prevede categoria a doua de comunii cu suntem. Noi 38 de posturi. Asta nu înseamnă că să ai 38 de angajați. Nu, doamne, eu nici n-am spus că se poate face treaba și cu 5 angajați într-o primărie. Și cu 5? Am spus. Bine, sunt absurd acum la... Da, am și eu o problemă. Lumea din comuna Târgu Trotuș nu te-a scrinica. Din cauza că site-ul primăriei nu este actualizat deloc. Nu se pune absolut nimic pe el. Nu știu cine se ocupă de acest site. Nu, dar zic. Pe aici vine problema. Că ați zis că cu posturile și ce, să dea să am intervenit. Că puteam să dați la urmă. Site-ul primăriei nu este actualizat, lumea nu știa absolut nimic ce se discută aici. În afară de ce se filmează, lumea nu știe nimic. Acel site sunt 10 pagini puse și atât. Nu sunt puse procesele verbale, nu sunt puse nimic. Lumea nu înțelege absolut nimic care citește de acest site, ce se întâmplă în comuna asta. Dumneavoastră să vorbiți de angajări, păi am și o fată contabilă, terminată cu masterat. Adică lucrează cu 9 milioane pe lună, la onești. Adică n-am înțeles. În urmă, am fost odată și la dânsul când era în conducere, ca să întreb dacă există un post liber de aici. Trebuie să ducă cu miloagă, la onești să lucreze pentru... Păi n-am înțeles. În urmă, posturile apar așa din senin. Adică de ce să-l pun pe vot? Acolo văd că este angajat pentru mecanicul de la terasier sau pentru bulldozer ăla și pentru un post la fran pentru... Nu știu ce funcție. Atât. Și acum se aude că sunt... Atâtea posturi vacante. Da, nu s-au făcut angajate în... Deci, pentru că din urmă cheltuieli de personal. Dacă ne ajutăm mâine, cine se ocupă de site-ul primării? De site-ul. Fiecare și-a postat. Acum l-am... Deci, acum... Nu e adevărat. Da. Deci asta e... Nu înseamnă că trebuie să-și angajezi sau... Doamne, și până la urmă lumea ați răspuns. Eu aștept un răspuns de la dumneavoastră ca să pot să vă votez. Convingeți-mă ca să vă votez. Faceți probii pe lângă mine, doamnă. Convingeți-mă să vă votez. Să vă votez. Sunt de 17 ani la primărie și asta e cariera funcționarului public. Am fost angajată ca debutant. Am fost primul debutant în primăria Târgu Trotuș. Pe timpul domnului Boabe, primul debutant am fost. Da, uite, fără...
Și totuși v-am pus o întrebare. Eu consider că... De ce nu ați venit să vă vrit doamna Bodron? Pentru că nu aveam pentru eu hotărât judecătorească prin care eu am trecut pe postul meu de consilier, nu mai vreau să fiu șef de birou. Bun, și dacă dumneavoastră aveți hotărâri judecătorească, vă întreb acum, de ce nu ați trecut direct fără să o treci prin consiliu? Păi așa trebuie să fie trecut prin consiliu. Deci asta... Da, doamnă, dar eu nu mai spun altceva. Eu dacă acum... Tu, să spun, să admit să m-ați convins. Și atunci nu o să mai vin, o să susțin eu, pentru că m-ați convins și vă votez. Vreți să pic eu cu partea dorsală undeva în ceva tare? Nu, dar să punem la vot, să punem la vot cine este pentru. De pe tot cum ca și atunci. Abține? Nu am abține, nu? Două abține. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al proiectului de investiție modernizare drumuri locale, satele Târgu Trotuș și Vișoara, comuna Târgu Trotuș, în cadrul Proiectului Național de Dezvoltare Rurală. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al proiectului de investiții, modernizare, drumuri locale, satele Târgu Trotuș, Vișoara, Tuta, comuna Târgu Trotuș. Așa. Având în vedere referatul numărul 2191 din 16.2015 promită către Biroul Urbanism, prin care solicită aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiție în modernizare prin locale, statele de Cutrotus, Fișoara și Cuta. Impunerea de motiv numărul 2193, formulată pe 2015 primarul Comunei de Cutrotus, raportul de avizare registrat cu numărul 2192 din 16.2015 promită către Biroul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei de Cutrotus, avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Târgu Trotuș. Propune. Se propune aprobarea documentației tehnico-economică pentru proiectul modernizare drumuri locale, satele Târgu Trotuș, Vișoara și Tuta. Că nu trecut aici, așa? Da. Finanțarea obiectivului de investiții va face prin proiectul Național de Dezvoltare Rurală sub măsura 7.2, investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică. Lucrările ce vor fi executate pe teritoriul administrativ al Comunei Târgu Trotuș vor fi prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției. Necesitatea investiției, modernizarea drumurilor locale, satele Târgu Trotuș, Vișoara, Tuta, rezultă din nevoia de a modernizarea aceste drumuri care în prezent sunt învechite și într-o stare deteriorată, degradată, atât fizic cât și greu practicabile. Domnul Moise, domnul consilier Mitelu, domnul Moise. Sunt stat cu surpriză că am colegi din Tuta și nu vor să vorbească. Vă convine ce se hotărăște aici? Bun. Tura trecută în ședința trecută, am accentuat, am punctat. V-am rugat, aveți grijă când faceți acest proiect. Împărțiți în mod echitabil, dacă se poate, dacă toți s-a demarat un proiect. Demarați-l pe toată comuna să se asfalteze odată. Este rușine pentru comuna asta. Am văzut acolo nevoile și nu știu ce. De 15-20 de ani ne-a aburit. Ne-a aburit pe noi. Că se face, că se drege, că trecem la drum județean, că trecem la drum comunal. Rezultatul este același. O stare deplorabilă a drumurilor. O stradă care... Nu știu cum... V-am rugat și tura trecută. Vă dați vedere. Nici nu ați trecut acolo. Pare rău că trebuie să vă amintesc. Deci, vreau și eu explicații. Ieri mi-a dat domnul viceprimar și l-am ascultat. Dar să înțeleagă și colegi. Cum se acordă aceste puncte? V-ați zis că trebuie niște puncte ca să se țină finanțarea. Și? Da. Deci, ca să fi putut trece proiectul ăsta în Tuta, fără Tuta,
Aveam numai 42 de puncte. Cine a inventat aceste puncte și de ce? Păi așa le acceptă aia, că te duci cu proiectul făcut la, să ți-l aprobe, ca să treacă mai departe pentru execuție, ca să fie eligibil, trebuie să îndeplinești un număr de puncte. Noi aveam minimul de puncte. Să râd cont că și alții se mergă. Dar vă întrerup. Eu vin de la... Deci în celelalte comune nu trebuie puncte, nu trebuie nimic. Ba, nu trebuie nici lor. Și acum vreau să... Înseamnă că au fost mai deștepți cu oameni. Să râd cont că și alții... Facem asfalt cum mai până în față biserică și acolo ne oprim. Să râd cont că și alții se duc cu proiecte la aprobări și probabil aia au un număr mai mare, un punctaj mai mare. Am căzut de acord cu proiectantul nostru, l-am adus înapoi aici pe teren. Și am căzut de acord să trecem pe lângă, zice așa, ca să obții două puncte, trebuie să treacă acest drum, să fie motivat, că trece pe lângă un dispensar, sau pe lângă un punct turistic, sau pe lângă o biserică, sau pe lângă o școală. Deci toate astea ar veni cam câte două puncte. Ca să fim eligibili, ar trebui să avem 60. Dă-mi voi să-l pun la cădă. Acum noi am convenit să trecem pe lângă așa ceva. N-aveam de unde vișoare, atâtea grădinițe și biserici și nu știu ce. Și ca să putem trece, am trecut și la atunci. Și am trecut ce? Pe unde? Ca să o luăm așa pe la domnul Ungureanu. Acolo ne ducem pe la școală și acolo am prins și stadionul, și grădinița, și școala, și biserica, și toate astea. Ca să putem măcar să devărăm acest proiect. Dar drumul ăsta, la altul de care ziceți dumneavoastră de la strada principală de la Tuta, aia se poate face de către județ. De drum județean. Dar acum, nici așa nu ne convine că am reușit să facem măcar chestia asta. Deși nu suntem siguri că poate vin alții cu punctat și mai mare. Acum, ce să facem? Să stăm tot pe loc așa? Dacă stăm pe loc, stăm pe loc. Să nu ne mai... Nu facem nimic. Nu înțelegeți greșit că nu sunt de acord cu dezvoltarea. Deci cu... Eu am accentuat de ce nu s-a ținut cont să se împartă chestiile astea, dacă se putea în mod echitabil, în comuna Tărâi-Brodu și dacă de cele trei sate. Asta am zis. Deci eu ăsta l-am aprobat cu 4500 de metri, 506 metri cât sunt acolo, am tăiat din capătul de la Veișoara, ca să... de l-am pus din cu acela tot. Vă dați seama câtă hărțuială trebuie pentru mine poate așa ușor sau am aprobat, gata, din prima, dar nici nu a explicat că nu se poate altfel. Și asta nu i-a părut de modificări. Eu v-am întrebat. Domnul Fazerea. Da, eu... Vă rog, domnul Văcar, hai. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, domnul Cavăzăni, deci, pentru că ne trebuia noi, din câte știu, obținusem numai 50 de puncte, ca să putem... Sau cât erau 40 și ceva, nu? Până 50. Ca să fie eligibil. Cu punctele astea, ca să fie... Nu, nu, dăm voi... Dacă și s-a asfaltat și ultima străduță... Deci, dăm voi puțin. Deci, ca să fie eligibil, proiectul se face în ție ți-a asfaltează în fața. Dar nu mai asfaltează, că deocamdată nu asfaltează la nimeni. Eu m-am dus... Eu merg praf acum. Nu. Și eu tot în praf merg. M-am dus la Răcăuți. Deci, de exemplu, primarul Fărică mi-a spus că ai... Dom'le, lui nu i-a trebuit. El a făcut drumul ăla frumos acolo la el, până la Cuca Mâncăi, la... Cum se cheamă? Abuciu. La Abuciu. Și acum asfaltează străzile adiacente din Răcăuți. Dom'le, l-am întrebat, sincer, Dom'le, îți trebuie puncte? Dom'le, mie nu mai trebuie puncte. Pentru că nici n-ai timp să cerut. Eu am prins. Acum, în ultima perioadă, înțeles că trebuie un punctaj făcut. Da. Bun. Dar eu vă întreb. Nu am văzut aici. Deci valoarea proiectului am văzut-o. A investiției, pardon. Valoarea investiției am văzut-o. E un milion și ceva de... 1.050.000 de euro. După calculul meu, făcut așa, rapid. Dar proiectul cât a costat? 52.000. 52.000 de lei? Da. Deci această firmă Rut Construct... E abonat. E abonată la contracte cu primăria Tăcut-Rotuș? Nu. Sigur, nu? Sigur, nu. Nu, eu vă întreb. Da. Eu vă întreb pentru că... Doamnă, eu vă întreb, dar tot la fel vă sunt, nu vă supărați cu nimic. Spuneți-mi exact cât a costat proiectul la toaleta de la școală. 25.000. De 25 euro? Nu, 250.000. Pentru centrală și pentru... Aceeași firmă, doamnă, aceeași firmă a făcut proiectul? Nu. Eu am informații. Deci eu am informații, așa cum dețin alți colegi, dar
ei stau cu hârtiile în buzunar și probabil stau ca să, probabil, îi folosesc, nu știu, în alte scopuri. Dețin informația că această firmă Rud Construct a câștigat licitația, nu câștigată pe drept, licitația la proiectul modernizării drumuri, toaletă școală, plus o centrală, și a costat proiectul de la școală aproape 70.000 de lei, adică 700 de milioane vechi. Păi asta ar trebui să găsiți în contul de execuție dacă erau cheltuiți banii la investiții. Nu, cea mai bună dovadă. Deci îi găsești în contul de execuție. Dacă banii nu sunt plătiți, cum poți să... Dacă pentru o linie dreaptă, deci să nu mă faceți ca să mă duc la primării și să mă duc la 10 primării. Da, la 10, deci mă ambiționez, mă duc la 10 primării, cunosc un domn cu primarii și spun, domnule, te rog frumos, își mi-o hârtii, cât a costat proiectul ăla pentru... Acum să vă întreb, Alucă, vă rog. Dacă avea avut constructul contract cu noi, ați mai aprobat altă dată investiții? Ce proiect? Nu, doamna, atunci, atunci dacă n-a venit Rud Constructul, a venit... Dacă fie abonat, să mai ai un... Cine a fost, doamnă? Domnul Popăuțeanu? Da, e Rud Construct. Și el este. Ce dracu, doamne, despre ce vorbim, doamne, suntem copii aici. Dacă așa îl cheamă... Chiar serios, dar spui că nu îl cheamă așa. Dar pe bune, deci, domnul Oare, ce dracu vorbim aici, suntem copii, domnule. Dar grupul sanitar și social de la școala Clotuș nu este făcut din Popăuțeanu. Ba da, domnule. Nu, nu e. Ei, deci nu este făcut direct din domnul Popuțe. Este făcut de altcineva. Și noi acum am venit și de asta spun că nu văd nicio transparență. Deci noi am venit ca să nu ne numim cu ghilimele P și să terminăm cu I, pi la pătrat, să ne numim naivi, domnule. Hai să ne numim naivi și să votăm în bloc, domnule, în masă. Votați în masă, dacă aveți câtii, haideți să votăm. Știți ce înseamnă asta? Efectul din turmă, ca oile, votați ca oile. Deci eu mă îngrozesc. Nu vă supărați, bine. Mă îngrozesc din ceea ce văd și ce aud. Deci sute de milioane de lei costă, când eu pe un proiect am dat 420 de euro pe un proiect de 200 ceva de metri pătrați care se numește, care vreau să-i facă destinații service. Sau altcineva care să nu dăm numi să... Cât e ridicat o potrivit să facă la toate drumurile astea și toată documentația? Nu să știți numai câtă documentație este. Doamna Liliana, doamna Liliana, deci 420 de lei la mine cu două grupuri sanitare, cu destinația service, vă mai spun o dată, 200 de metri și pentru 30 de metri, pentru 3 toalete de copii, fete, băieți, dăm 25.000 de lei, deși nu este suma aia, garantat nu este suma aia. Dar o aflu, până la ședința viitoare, vă aduc negru pe alb, vă aduc scris cât este și așa vă aduc în față și vă spun, doamnă, n-ați fost corectă, așa vă aduc. Dar noi am fost la ședință în seară, da, la școală cu totuși. Deci, doamne, noi am fost la ședință, doamnă. Dacă chiar mă mințiți în față, deci mă sfruntat, mă mințiți așa cu asemenea... Deci, doamnă, deci înseamnă că... Da, asta este. Asta este. Este al doilea proiect care s-a făcut în toaleta aia în 2015. Al treilea proiect este. Al treilea proiect, îți spun sigur, al treilea proiect. Și nu am demarat nimic, dar măcar din al treilea, din dracu să ia din banii ăștia, făceam, construiam o toaletă pentru copii, doamnă. O toaletă avea măcar atâta să facă și să... Deci eu vă spun, trecea omul, trecea un usar și vă spun, își dea jos pălăria, jos pălăria, să rămână, doamnă, ați făcut ceva în această comună. Nu, da, la general, mă refer. Da, și întrebându-l pe domnul vice, domnul Avădăni, cât a costat proiectul, a zis ceva de 600 de milioane. I-a scăpat porumbelul. Ca să înțelegeți, 670 de milioane. I-a scăpat porumbelul săracului colega nostru. Și a zburat porumbelul cu 670 de milioane. Da, deci e parte de concordanță aici. Și așa încălzirea. Păi nu, dar diferența, oricum și 250, foarte mult. Dar nu este numai grupul sanitar, este și instalația de încălzire. La monifere și câte și câte sunt. Cât era cu dumneavoastră, dragii? E doar proiectul, da? 6.000 de euro. Vă garantez cu 300 de milioane să făcea toată clădirea. Eu spun 280. Exact. Clădirea! Nu banii vreau să nu... Nu, vai de bine. Deci tot... Da, deci urmează normal. Dar totuși o întrebare. Proiectantul ăsta, nu-i poate spune, voi fiți atent, proiectul ăsta trebuie atâtea puncte să scoatem. Deci trebuie făcut mai de bine. Dar nu putea să dăm proiectul să sună. Acum? Nu există puntaj. Nu-i pic... El nu face... Deci nu știe exact ce puntaj face. Nu se face puntaj, domnul Martin. Nu, dar cum e proiectul la drumul ăla? Nu-i cu puntaj. Păi da, dar nu știi proiectantul că trebuie puncte. Nu îți faci cu punct la Alexandru. Deci, sunteți în temă. Pentru fondurile europene trebuie contactat o firmă de consultanță care îți dă tot ce trebuie. Absolut, la punct. V-am rugat de atâtea ori. Aduceți proiectantul în ședință, discutăm și noi. Nu să-i spuneți să aprobăm. Eu zic așa.
Trebuie adus. Noi niciodată, dar niciodată în mandatul ăsta, a început să mai mișcă ceva de când suntem în mandatul ăsta. Pentru că am fost puțin mai vehemenți. Deci vehemenți în ce sens? Puțin mai vulcanici. Și am început ca să spun, domnule, eu vreau transparență. Atâta timp cât sunt corect. Vreau corectitudine. Dacă m-ai faultat, te faultez și eu. Cu asta basta. Dar eu zic, n-am văzut niciun dirigent de șantier, niciun proiectant, n-am văzut nimic, domnule, nimic să vină să ne spună ceva. Până când n-am sărit la jugulara domnului de la Gal, n-a venit. Și a început să miște lucruri. Domnule, eu vreau să mă explici. Că poate alții sunt mai puțin cu IQ-ul dezvoltat. Are IQ-ul mai puțin. Are numai câteva unități. Și nu înțelegi. Trebuie să vină să ne explice. Ce e așa de greu? Renunța la proiect atunci. Se pune ai renunțat la nu se pune probleme. Problema de renunțat. Dacă așa săriți toți pe noi, noi ce dracu să mai facem? Tot doi oameni să da, domnul Abami, dar nu e corect așa ceva. Ascultați-mă, sincer. Corect să săriți pe noi, tot colegii. Dar nu săriți dumneavoastră, dar și eu vă spun, deci cu cea mai mare prietenie și respect față de dumneavoastră. Vrei să vă spun o chestie? Deci ceea ce și dumneavoastră vă înverșunați cu încăpățânare. Domnul Abami, dumneavoastră nu trăiți în lumea reală. Nu vedeți ce se întâmplă la televizor? Deci nu vă uitați. Vreți, Doamne ferește, fac o cruce mare. Doamne ferește, vreți să nu mai ajungeți a doua zi să eu, dumneavoastră, să sâniniat cu efectul din turmă, să vi duceți să dăm cu subsemnatul la DNA să spune domnule, păi ai votat, ai semnat, așa se spune, ai semnat, da, bun. Domnule, dacă suntem așa de reticenți la tot ce se întâmplă... Ți-și frică să faci ceva. Atunci, renunțăm la toate. Serios, ți-și frică. Nu mai semnează, mai pune nimeni o semnătură pe ceva de acolo. Hai, pune-mă semnătura pe autorizația lui Dar. Că mi-e frică. Da, normal, nu te poți. Hai, nu se renunțăm la toate. Deci odată ești transparent la orice, nu ai de ce să-ți fie frică. Uite, mâine dacă vine nu semnează, să știi. Păi nu semnează. Sincer, îți frică. Mie mi-e frică să mă duc. Ce spune legiu? Acum spun. Dar nu-i corect asta ce spun. Nu acum pe bunie, acum să nu luăm în derâdere să fugim cu toții și să nu mai facem nimic. Domnul Ababi, eu știu că cineva trebuie să-și asumi răspunderea. Domnule, credeți-mă, când comuna asta cred că s-a mai mișcat câte ceva, domnule, eu așa văd, nu sunt eu. Deci, domnule, dacă dumneavoastră te spuneți să s-a mișcat ceva în această comună, în afară de asta, uitați-mă ce fac. Îmi pun mâna la inimă și mă plec în fața domnului Martin. Când a venit domnul Benea, când a avut loc conferință la școală, el a fost singurul care m-a dat, m-a ridicat în picioare și m-a pus mâna la inimă și l-a respectat. A fost singurul care a avut curajul să spună, domnule, comuna noastră este ca acum 50 de ani. Te respect, domnule. Dar domnul Dragoș Benea a văzut venea din elicopter, așa au zis, nu? Dar eu cred că a venit din elicopter, cu omul își permite să vină, domnule. Noi nu-i permite. Haideți să nu facem politică, acum că nu știu. Dar nu facem politică. N-a venit pentru. Deci în afara faptului că s-a tras la apă și s-a pus ăsta, deci nu mai există nimic. Și urmează în continuare să facă lucrări, să știi. Păi, dar dacă noi asfaltăm, domnul Abadis, nu mai puțin, dacă asfaltăm, ce facem? Partea e asfaltul ca să ne legăm la canalizare, așa? Tocmai asta vrem să facem. Vrem să facem conectările pe canalizare la tot unde este începută lucrarea pentru Salizuc și băgăm și conducta de apă potabilă, care mai scârție de acolo, deci ăsta e adevărul, nu totul merge perfect, ca și în casa unui om de acolo. Așa. Deci, nu a fost semnalizare, oamenii nu știam pe unde să o ia, deci totul se aranjează, dar nu se pot face toate odată. Dar dumneavoastră sunteți doi, sunteți lucrați în tandem. Așa se numește, lucrați în tandem. Da, e. Da? Deci, dar domnul... Nu cumva să spui altfel. Nu. Deci, domnul Florin a fost singur. Cum a lucrat? S-a terminat. Domnul Abame, dați-mi voie. Deci spun de un an jumate de când s-a terminat canalizarea. De un an jumate, în fiecare ședință, sunt foarte vehement, cu tonul ridicat. Când branșați pe cineva la conducta de canalizare? Când? Domnule, vreau concret transparență în 2018. Și v-am strâns mâna, sunteți cinstit în 2018 și atunci ați să spun că unul este branșat la canalizare? Vreau să spun. Eu? Uite, eu sunt branșat. Ilegal? Nu, îmi pare da, e ilegal. Constructorul m-au branșat. Primăria nu știe. A fost... Uite, eu n-am știut. Cum nu știu? Eu n-am știut așa. Îmi pare nu știe. Primăria nu știe. Îmi pare că nu știe. Atunci să plătești banii. Dar n-am știut că ești acordat. Sunt branșat, dar nu am dat drumul. Hai să pun 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 drumul.
foarte bine. Să nu le înțelegem greșit. Nu se numea Corpul Dezvoltare al Comunei. Mi-a făcut băieții când a țut. Eu am punctat aici. Adică cine? Asta nu înseamnă că nu suntem de acord cu pașii înainte care se fac. Da, să punem la vot. Da, domnule, spune-mi la vot. Cine este pentru? Uite, eu să fiu pentru. Abțineri? Împotrivă nimeni. Proiect de hotărâre pentru aprobarea implementării proiectului de investiții. Rândul trecut a fost aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Acum, pentru aprobarea implementării proiectului de investiții, modernizare, drumuri locale, statele pentru proiectul Bișoara, tot la fel. Deci, în direct, dacă vreți să votăm. Deci, trecem la vot. Da, trecem la vot. Cine este pentru? Deci la fel este următorul proiect. Da, împotrivă. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubritate pe raza UAT Târgu Trotu, județul Bacău, pentru anul 2016. Având în vedere adresele numărul 666 din 27-10-2015 și 699 din 2-11-2015, respectiv 702 din 3-11-2015, domnit de către Adis Bacău, referatul numărul 2200 din 16-11-2015, prin care se solicită instituirea taxei de salubritate pe raza comunei, expunerea de motive numărul 2202 din 16-11-2015, formată către domnul viceprimar Abad Ionel și raportul de avizare înregistrat sub numărul 2201 din 16-11-2015, domnit de către contactamentul de specialitate din cadrul aflatul de specialitate a primarului Comunei Târgu Trotuș. Propune, începând cu data de 1 ianuarie 2016, se instituie pe raza administrativ-teritorială a Comunei Târgu Trotuș taxă specială de salubritate aplicată pentru prestațiile de care beneficiază individual utilizatorii serviciului public de salubrizare fără contract de prestări servicii de salubrizare încheiat cu operatorul acestor servicii publice. Cuantumul taxei speciale de salubritate în cazul persoanelor fizice fără contract de prestări servicii publice de salubrizare cu operatorul acestor servicii publice este de 3,76 lei de bani pe persoană pe lună. De la ce etaje? De la dar cum s-o pe copil apartamentul? Acela nu face caca la toaletă? Ce? Ce-a văzut? Tu dă așa cu roi, crezi pe mânăzări caca la toaletă? Ăla ce faci? Îți dă cu ochii la toaletă? Îți așteaptă să crească cum? Sine alea. Ce face de el? Ce se scrie la toaletă? Hai că mă scriu eu la cuvânt. Da. Și eu. Te-au domnul Văcaru. Mă, seacă pe mine. Deci, domnilor consilieri, aveți ceva de comentat, dacă fie puteți luați cuvântul, vă scris. Dacă nu, o faci, dacă nu, ați luat toate, ați înscris toate persoanele. Bun, dar văd când se comentează. Deci, domnilor consilieri, deci, această servicii publice, deci prestările de servicii. Stai așa, înainte de a lua cuvântul, explicați-vă ce înseamnă taxe de salubrizare specială, ce înseamnă ăștia care s-au abonat, asta ar trebui să ne explicați. Nu știu, urmă să înceapă nimic predic. Păi da, deci încep întrebările și noi dăm răspunsul, da? Deci se întrebă, se pun întrebări, dar nu mă zic că ați vorbit și... Deci, 3,76 de bani de persoană, nu e o sumă exagerată de mare, bun. Vreau doar atât să punctez, voi fi foarte scurt. Ce facem? Ne-am gândit la o variantă cu la o familie care are, să spun, 10 copii, nevoiași. Cum va plăti acea familie? Să spun că vine 37, vine vreo 50 de lei. Nu, nu am citit, recunosc. Deci, nu am citit.
Dar, deci nu, deci recunosc, da. Dar povestea este așa, deci dacă au 10 copii, sunt 5-6, eu cred că ar fi pertinent să fac până numai 2 copii. Iar ce a spus colegul meu, și ăla de la 6 luni sugi lapte de la mămica lui și nu mai face mizerii. Mămica mai șterge cu cârpa, o aruncă la gunoi. Și deci trebuie să plătească și aceea. Nu, deci este specificat. Da, mulțumesc frumos. Domnul Văcaru. Cred că va trebui să avem în vedere faptul că această taxă va fi încasată de primărie. Eu cu această soluție nu sunt de acord. Și cred să fiți și dumneavoastră de asemenea să nu fiți de acord. Acest operator de salubritate, acest operator de salubritate să ia frumos de la primărie fiecare familie, câte persoane sunt, la sfârșitul lunii se vină frumos, se emită factură pe fiecare familie. Dacă nu poate să vină cu un agent din partea dumnealor, există acum firme care, cum e Pai Pont, sunt alte firme, bănci, așa mai departe, și fiecare să-și achite datorie față de salubritate la aceste firme. Nici de cum să ne pună din nou pe noi o altă povară să începe să încasăm, să vină cu penalizări, pentru că el a făcut treaba o lună de zile, de cele de la primărie. S-a încasat, nu s-a încasat, domnul primar plătește banii. Deci, eu nu sunt de acord și cred și dumneavoastră să fiți de aceeași părere că această sarcine să fie exclusiv al operatorului de salubritate. Nici, sub nicio formă să nu fie transmis către, către primărie, ca noi să, să ne ocupăm de acest lucru. Referitor la încasare, deci e problemă. Este problemă și eu am propus aceeași treabă, celui ce a venit de la ADIS, și înclină și nu prea în, în a încasa pe individ, pe, pe gospodării, de fapt. Să fim fermi. Exact ca eu, ONU, cum e apa, cum e... Numai aș putea să vă spun tot în legătură cu treaba asta. Domnul Abădăni a fost cu firma care să corecteze gunoaiele din comună. A fost pe, pe teren, s-au stabilit locurile de amplasament al containerilor și acelor pubele din plastic care o să fie, până la urmă, o să fie colectarea selectivă. Deci, până la urmă, momentan nu o să fie. Dar, o să se stabilească treaba asta. Atât am avut de spus. Nu facem greșeală, dar cu deci, eu am stabilit numai locurile de amplasare acolo unde nu are acces mașina de salubritate. Deci, cum ar fi un cătut de sat, unde el nu are unde să întoarcă, nu are unde să întoarcă și nu așa, deci, la un capăt, un loc undeva unde mai ferit, se va face o platformă unde se depune... Rest, mașina vine la parte, nu? Restul se ducă la cei mai la parte. Deci sunt de acord cu domnul Băcaru, că domnule, dacă ei au acces să se ducă la fiecare parte, fac un contract. Bineînțeles, în cărca primării ne mai facem gata cu apa. Nu mă stăm în stare să zic și... Nu suntem în stare să zic ca să-ți mamă. Automat, banii de la primărie. Și să fac un contract cu fiecare. Am mai vist o problemă legată de agenții economici și societății comerciale. Este un tarif separat sau același tarif legat de mezi cu, eu știu, frecvența ridicării acestor... Nu, deci, domnule... Se știe? Se știe treaba asta? Deci, în, în ce materialele care au, au fost date spre studiu, sunt stabilite... Este stabilit prețul de 3,76 de bani, cât este stabilit, dar asta rezultă din ceea ce fac ei pentru a ajunge la prețul ăsta. Deci celula 1 este plină, celula 2 nu știu cum, transport, așa, formă selectare la, la celula acolo, deci ei se justifică. Dar firma respectivă e conștientă, pentru că dacă se duce din poartă în poartă, nu va putea lua toți banii. Și de-aia a venit la primărie. Nu iau banii, dar faci ce vrei. Respinge și se ducă ei. Pentru că și la una acolo se strânge la fel. Nu, și toată lumea nu se mai feresc mulți din oameni. Da. Probabil o să ne convoace la, la o ședință în care o să stabilească treaba asta precis. Deci, e dată spre studiu. Asta va fi început de 1 ianuarie. Nu mă accept. Nu mă accept. Nu mă accept. Nu mă
Deci problema a fi următor. Noi facem, vor, respingem, trecem. Dar să știți că tot va fi plin, toate de gunoaie. Când nimeni nu se mai duce, nu se mai duce să-ți plătească ții la poartă. Care nu da până acum, nu o să dea nici de acum înainte. Deci, domnule vice, domnul primar, am venit să le spunem le dumneavoastră. Domnule, după... ai bine factura, domnule. Da, nu se vine factura, dacă nu-i dau după dumneavoastră. Eu să-i dau, atunci ai dat obligatoriu. Atunci ai dat obligatoriu. După dumneavoastră, nu credeți că ar fi... Deci trebuie făcut totuși un preț mai mic și atunci s-a strâng și totul ca taxa asta să se strângă anual prin impozitele care se plătesc. Să se treacă în impozitul pe casă. Atunci nu mai duci cu noi. Zici o sumă mai mică. Atunci nu mai duci cu noi. 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 Să plătești 100 de lei pentru noi tot anul. Și a venit, s-a ridicat cu noi la poartă. Omul când s-a dus, când l-ai prins, a venit și a editat, își plătește și cu noi tot anul. Dar el tot acolo. 100 de lei pe tine, acum ar trebui la autoritate. Așa, dar nu spune la urmările, la urmările, la urmările, la urmările, la urmările, la dar el la urechi, la urechi, la urechi, la urechi. Deci se plătește la urechi, cum plătește impozitul. Așa se plătește și nu ai nicio treabă. Acum este hotărârea ca preț. La ca preț. Să punem la vot la ca preț. O să fie în discuții, doamna Simona, să fie în discuții, la primăria sau de la ei. Păi, dar eu ce să nu stăm? Doamna Marte, să punem la vot cine este pentru. Pentru preț. S-au dat cu preț. Pentru preț. Și restul... Pentru preț. Pentru preț. Pentru preț. Și să ia în discuții... Cât sunt? Se nu vor număra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, fără 2, Martin și... Nu, de eu nu dau nimic cu prețul, dar totul mi se pare mare. Ciudat, e ciudat. Și ăsta e 3 lei și ai 7 în mari și eu nu te spus 80 lei pe 2 persoane, dar și ăsta e mari, dă-l dragă. La părgărești la vreo 500 de ani, ia mulți. Dar eu plătesc 18 lei două persoane, trei țară. Și acum la 367 plătesc 7 lei, de jumătate. Cum dracu să se pară mare? Păi la familii plătești. Stau trei familii într-o casă, puneți la comuna să iau. La an sau la lună? La lună. La lună. Dar n-ai de tot acolo, ești tot acolo. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Consiliului Comunitar Consultativ pentru soluționarea problemelor sociale care privind garantarea și respectarea drepturilor copilului. Declarată numărul 2067 din 16.1.2005 de către domnul secretar de ceamnă de la expirat din motive numărul 2199 din 16.1.2005 viceprimarul Comunei, raportul de adătare de scasul numărul 2198 din 16.1.2015 Vă rog frumos, domnule, ascultați-mi pe Brânceanu Ionela, secretarul Comunei. Așa. Se propune reactualizarea Consiliului Comunitar Consultativ pentru soluționarea problemelor sociale care privesc garantarea și respectarea drepturilor copilului în următoarea componentă. Reprezentanța ai primăriei, Avădănia Aurel viceprimar, Jugarul Maria Consilier Asten, preotul paroh Chelecheș Cristian, paroh Jogoreanu Dănuț, preot paroh Vernica Francic, preot paroh Roncea Petru. Din cadre didactice, profesoara Flecheanu Liliana, profesor Turlea Constantin. Medici, dr. Cazacu Mircea, dr. Marcu Cosmin Constantin. Consilier local, Martin Mihai, Nica Nicolai, Văcaru Petra. Polițiști, Neghină Daniel, Chichiur Șerban, Ienachi Marian. Întreprinzător local, Mitelu Gabriela, Văcaru Emil, Lupașcu Mihaela. Dacă se scrie cineva, să punem la vot. E asistență socială pentru... Abține. Cine este pentru? Abține? Nimeni.
Așa, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Sărbători, județul Bacău, pentru anul 2016. Având în vedere referatul numărul 2203 din sfertul și anul 2015, comite către salariatul cu atribuții pe linie de resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Târgu Prodos, prin care se sfârșită modificarea și completarea organigramei și statutului de funcții. Expunează motive numărul 2205 din 16 anul 2015, ce sprește formulată de către domnul primar al Comunei Târgu Prodos. Raportul de avizare înregistrat cu numărul 2204 din 16 anul 2015, comite către compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Târgu Prodos. Propune. Se propune aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Târgu Prodos pentru anul 2015, conform anexei numărul 1, atașată la prezentul proiect de hotărâre. Cine se înscrie la cuvânt? Dacă nu este nimeni, trecem la... Cine este pentru? Abține? Unanimitate? Acum cu domnul Mișcare, președinte. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Târgu Prodos, județul Bacău, pentru anul 2016. Având în vedere referatul numărul 2026, din 16.11.2015, promite către salariatul cu atribuții privind de resurse umane din cadrul aparatului de specialitate, se propune aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice. Nu s-a schimbat nicio conținere când am discutat, dar asta de nu putem să spunem la vot. Asta nu s-a mai schimbat nimic. Îi punem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Invertis. Acum avem puncte diverse. Cine se scrie la cuvânt pentru puncte diverse? Hai, Ungureanu. Mititelu. Ungureanu, Martin. Martin. Mititelu. Mititelu. Moise. Hai ca să vă spostim. Moise. Domnul Goagă. Goagă. Mica. Așa. Anton. 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 Da. Domnul Ungureanu. Săptămână la primărie și discutăm probleme reci care sunt. Am fost și azi, am fost și ieri, și că n-am mai făcut așa, și inclusiv problemele cu conductele care au fost. Deci, ar fi, deja mai zis, trebuie două ori. Deci, ideea ar fi ca și ceilalți care sunt tot atâtea probleme. Să nu mai lungim ședințele 3-4 ore. Cei care au probleme, domnul, poate să vină, inclusiv că sunt ședințele comisii, dar înainte să discute cu domnul, cu domnul primar, cu domnul Mici. Facem circ aici, filmat, noi nu facem niciun circ de mare. Este și un greac de circ. Așa, și o rugăminte am. Deci, tot că mă uitați cu conductele, dacă s-ar putea la cei care fac cutarea, să înceapă să și grebleze în spate bolovanii ăștia mari. Am trecut ieri acolo. Să scoată din pământ unde e prea mult să... Acepti era care a tot pământul, dar au rămas bolovanii aia mari. Să fac prea pe ordine. Deci, poate să compacteze. Să aș vrea să întreb, în ce stadiu se află proiectul cu extinderea rețelei energetice? Care m-am întâlnit cu băieții de stat, nu mă ia cu colea pe la 2 pași. Băi, mene, nu ești bun din nimic. Eu vreau să-mi spuneți în ce an puteți să-mi tragă numele. Indiferent, au zis că nu contează el o plăcere, că nu are, că el atunci duce aia. Dar de atâți ani are dreptul și el să-i tragă energetice. Vă rog să pot răspunde. Da. Acest proiect pentru alegerea soluției, mi-au dat două soluții. Soluția 1 de conectare, de la ce trebuie să fie legat funcție de numărul de locuitori.
Acest proiect este plecat la Iași pentru aprobare, încă nu a venit soluționarea la IREI la urmă. Deci mâine la prima oră am mai vorbit cu cineva să intereseze, mâine suntem acolo și putem, dar pe urmă proiectul în sine, proiectul respectiv. Abia acum este proiectul pentru soluție. Da, și la ce mai trebuie să făcut la el, dacă mâine vă dă răspuns? Deci trebuie să făcut proiectul, normal, și după aceea vizit. Deci asta așa am luat și 16. Nu, problema banilor nu este. Deci banii sunt pentru așa ceva. S-au aprobat, da. Deci putem intra până în... Nu mai putem vorbi, ca să le spunem o dată precisă sau altă. Deci în 2015. Da, 2015. Deci acum să reușim să vedem proiectul în totalitate. Da. Domnul consilier, deci, domnilor consilieri, dați-mi voi să nu fiu de acord colegul meu că se face circ televizor. Domnul coleg, pot să vă răspund eu, dacă chiar nu sunteți în măsură, că dacă dumneavoastră la PSD veniți aici în fiecare zi, dați-mi voi, că nu v-am întrebat, da? Deci dacă veniți, puteți să veniți de 3 ori pe zi, nu mă interesează. Doamna Simona, doamna Contare sau doamna Dana, mie nu poate să-mi dea un răspuns pertinent când vin și cer o lămurire. Pentru că numai domnul primar este în măsură, sau domnul vice, să-mi dea un răspuns pertinent. Cum nici doamnele din față enunțate ei mai înainte, nu au aprobat proiectul care n-a trecut în ședință. Proiectul care a venit la dumneavoastră în tuta, cu schimbarea conductei. Că toți consilierii, din câte știți, domnul consilier, ați cerut ca să, dacă vi se schimbă conducta, să vi se facă nu știu ce rigoli și drumuri. S-a făcut ceva? Nu s-a făcut. Jumătatea lui ce s-a făcut, vă spun eu. Nu s-a făcut nimic. Nu numai puțin. Da. Pentru că eu, din câte știu, când ai drumul la un proiect, trebuie să ai avizul colectiv al măcar majorității consilierilor. Ori această problemă nu s-a discutat nici într-o ședință la noi, la primărie. Da? Este televizată. Și numai puțin. Este televizată, vă rog să... Se revedeți televizată când fostul venit în mandatul dumnealor? Domnul inginer. Când a fost în domnul și ne-am dat acceptul? Domnul director, bineînțeles. Păi vedeți. Nu, deci dumneavoastră poate faceți o mare confuzie, mă rog. Și aș vrea vă s-a pus în discuții. Deci domnul Abami, ați dat un răspuns foarte pertinent. Deci s-a pus în discuții și am spus clar, deci dumneavoastră vă rog să mai urmăriți ședința, că la următoarea ședință discutăm acel proiect. Exact. Da? Domnul Liviu. Și numai puțin, două secunde. Și domnul Abami, vă rog din suflet, dați-mi, domnule, o dată concretă, când ne putem branșa, lăsând la o parte pe domnii care s-au branșat, nu o face parate, când ne putem branșa la canalizarea, pentru că e mama aia de canalizare. Mulțumesc. Da, lăsați-mă două secunde să dau citire unui act. Vă facem cunoscut că SC Timp Complex se Borzești are de executat lucrări de reabilitare a conductei retur de transport Saramură-Borzești-Târgu-Ocna. Zona de intervenție este în satul Tuta, comuna Târgu-Totu și în intravilan, cât și în extravilanul comunei Târgu-Totu, iar lucrările constau în montarea unei conducte de HD, așa cu diametru respectiv. Pentru execuția lucrărilor Timp Complex dețin următoarele autorizații. Autorizație de construcție numărul 230 din 06-11-2015, în regim de urgență, eliberată de Consiliul Județean Bacău. Avizul primăriei Târgu Jiu și sub actul numărul 1958 din 28-10-2015 pentru efectuarea lucrărilor. Contract pentru utilizarea suprafețelor din zona drumurilor județene numărul 2537 din 05-11-2015. Încheiat cu serviciul public județean de drumul Bacău. Ce citești tu acolo? Așa a aprobat și guvernul la Pângeșoi și Pamenintru. Nu se țin de contract pentru ce utilizarea suprafețelor din zona drumurilor vecinale și a drumurilor de exploatare numărul tare, încheiat cu primăria Târgu Drotul și județul Bacău și protocol numărul 1961 privind din 28-10-2015 privind execuția de către Timp Complex a unor lucrări adiacente pentru comunitatea locală din satul Tuta. Ca să vă spun ce lucrări. Protocolul ce scrie? Scrie. Deci mie mi s-a dat asta la spun eu. De Timp Complex, așa. Deci protocolul nu știu ce dumneavoastră... Protocolul este. Acolo, unde trece salinitul, conducta pentru sare, sunt obligați să ne schimbi și nouă conductele care sunt erodate de conducte de metal. Deci, bag tot pe aceea de 110, eu vă spun la 90. Din startul așa, cu conducte de 90 și greșeală. Nu, s-a schimbat conducta. Așa.
În zonele unde avem și canalizarea făcută și acolo să fie branșamentele făcute, tot de ei. Și urmă, colectoare pentru așa. Și readucerea drumului la forma inițială. Păi deci asta este în protocolul făcut între noi, da. Între ei și noi. Și de noi ăsta vor veni cu compactoare să compacteze drumul? Nu știu de pe ce stau. Nu știu de pe care vă spun compactul la urmă actual. Nu uitați însă că am discutat cu domnul inginer Dovotaru și ne-a promis că putem sta de vorbă cu domnul Talambă pentru ce înseamnă asfaltarea. Deci țineți legătura cu dânsul. Da. Domnul Talambă este în perimetrul demnișorului, are acolo sediu. Are birou. Exact. Și vorbit cu dânsul și să ne ajute și în situația asta. Da. Totuși e ceva. Domnul Moise. Domnul Avami. Tura trecută ne-a promis ferm că vă duceți la Consiliul Județean și ne aduceți un răspuns pentru acest drum județean. Că vom primi un sprijin pentru asfaltare. Ați fost până acolo. Nu vă mint, n-am avut timp să merg. Am fost din multe ori, de foarte multe ori pe care la Iași. Când veniți la Răzvățan, vă trebuia să faci aport. Deci o să mă duc să intervin. Da. Dar nu știu ce-i face, pentru că nu mai bazez și nu mai mințez. Ideea ar fi dacă nu să ne programeze undeva și să meargă și cineva. Dar fără discuție, deci... Domnul Vagă. Asta nu am terminat. Mai e ceva? Ieri am discutat cu apa, am fost aici, deci n-are problemă mai când plângăm petrecă. Vă rugăm frumos, aibă grijă să măcar minim de semnalizarea... Da, da, s-a făcut. Azi am fost acolo, da? Domnul Vagă. Și cu grederul de la... Să mă aplică. Ne-a promis că bagă grederul. Spune, taci. Ne-ați promis că băgați grederul, să amplificăm petrișorul. Nu avem treabă cu ei. De drumurile adiacente. De aici așa nu folosim drumul principal. În ăla am trebuit să cred... Vă dați seama. Cât e să aduceți un greder două ore, să bage la loc petrișorul. Să știa acolo, nu să le facă. Dar un pic. Da, să mai așteptăm un pic. Să facem tot atât tot, atât cumva pentru unii. Din ploile, domnul, le faci un pic la loc. Să te duci și tu nu fii tu supărat cu roaba și să-ți umpli găurile. Cum fac eu și stau lângă primării? Tu faci! Da! Ești cel mai mare mincinul. Ești un gospodar, ești un gospodar. Deci... Face altcineva al pui, dar nu tu nu faci. Nu, aia bine, dar plătit de mine, da. Ce mai acum ai plătit de cineva? Deci haideți, vă rog frumos, puneți un greder. De la mine din curte și nu i-am dus, de la mine... Da, deci am terminat aici. Aici am venit cu aici la primării, urmat acolo și mi-am venit descoperiți acolo cu. Vreau să întreb domnul Vădăne, domnul Babi, dacă la întocmirea documentației pentru refacerea sau asfaltarea acestea drumurilor de Vișoara, nu la altul, ați contactat un grup de consilieri care să vă ajute, să meargă cu dumneavoastră pe traseu, la vize, la Bacău și mai departe? Nu. Atunci de ce se vorbește de consilieri noștri că merg sau s-au dus personal și au rezolvat problema și la Burești lumea din sat că s-a asfaltat sau? E o altă treabă. Da. Tot ce a fost până acum... Tot de asta nu e treabă serioasă. Cine poate să-și permită să erigeze lucrurile specialiste? Aia vin la oameni loc cu măsurători, cu aia... Nu ai mai ce să zici la tot aseară. Deci, domnul Goagă, noi cu mare plăcere, cu mare plăcere, vrem ajutor, să știți. Am și eu o problemă, pentru că s-au plătit cele 2000 de lei, s-au renunțat la proiectul podului și drumul elaborației. Nu știți nimic despre oamenii ăștia, ați închis apa la așa făcut bine, când mai fugeam cu rău. Dar oamenii au procedat în felul următor. Cum ca închisoare ca după copii la școală. Merge și face ceva pentru oamenii ăștia. Cât de cât. Nu se mai poate. E bătaie de loc. De 25 ani plătește. Nu mai vorbim de asfalturi, de curtate. Și acolo iadul pe pământ. Dacă se duce cineva, sau n-au capul luminat de cineva, să nu se facă să filmie. Doi cuptări ia pe ei sau aparatului. Să vedeți un asfalt. Ceva de acolo. Fică tot așa. Domnul Amaia. E adevărat că nu dumneavoastră vreau să meargă. Știu că ați vrut să mergeți cu mine. Aveți treabă de v-ați refuzat? Spuneți-i. Nu m-a refuzat. Ați spus că suntem înțelepciunea.
Dar hai să facem ceva și dumneavoastră ne-ați promis și cred că o să facem ceva. Eu nu mai cer să facem ceea ce s-o cauă, pe când s-o rezolvat de către Iliu drumul. Acolo că am stat, nu s-o rezolvat, zic eu, ia, e ceva care oamenii aia trăiesc cu, știți cum trebuie să-i poți să citească romanul pe terea. Ai lăsat-o treabă de treabă, pentru să vedem. Vreau să vă întreb și eu, domnul cu aparatul de filmat, v-am plătit taxă pentru așa ceva? Dar nu-i acreditat aia 80 de euro? Acreditat aia 80 de euro? Păi ca să știm, nu? Poate putem și noi să ajutăm o familie care are 3-4 copii. Nu, dar eu ar zice că putem nu neapărat la vedere. Putem merge doi consilii, iar poate vedeți un minut din nou. Vă rog, vă rog, domnul Anton, ca să... Am intrat în vorbă în mijlocul ședinței și am cerut ca să... De ce nu se actualizează site-ul primăriei? Că n-ar mai exista discuții, n-ar trebui să bată lumea la produs drumurile, să vină să se certe aici. Dacă ar vedea transparent ce se întâmplă într-o ședință, toate procesele verbale postate, atunci lumea n-ar mai veni să mă ceară. Să mă, este pus, s-a aprobat, nu s-a aprobat, vine sigur cu o problemă. Dar așa este un motiv, nu se acolidează site-ul. Poți să le punem atunci, da? Că... Dacă ar fi actualizat, nu ar mai exista nici discuții așa multe de lungul aici. Și a doua problemă mai întreabă o chestie care da, bă, nu stau. Și sunt că e mai potolit cu alea. E știi bine, da. Pentru că am luat. A, destul de aici, să nu mă lăsă. Dar nu spui că ați mă superințează. Poți să vă spun. Drumul ăla dintre capătul satului și Cuba, cui aparține? Care e mai din capul lui. Da. Știu. Aparține jumătate Bărgăreștiului și jumătate Bărgăreștiului. Dar eu nu m-am întrebat în multul lume, dar acum ea aparține, că drumul ăla nu mai era practicabil. Acum nu mai băga nimeni de seamă. O să băgăm în multe la cel puțin zi de vieră, că altfel la altceva. Nu, dar balansul este departe, la alt judi este. Hai să ajungem acolo, da? Încă să vedem ce facem cu satul, deocamdată. Pe cusat nu se vede, praful ăla se ridică înapoi. Dar cu fapta Cuba acum, de la Cuba? Nu, am zis acolo când nu s-a făcut nimeni. O să intervenim ce-a făcut. Cu praful? Praful cu aspirator. Și o problemă eu, ar trebui gaula aia sub brutăria acolo și a stupat. Doamne, vreți că acolo din Vișoara, nu știu, dar e grav, avem poliția, a luat măsurători pe acolo, că s-a întâmplat accident, a intrat cu bicicleta, cu roata din față, s-a dat peste cap, dar cum să... Unde mai unde? În fața porții este el. Și îți mai spun și ție ceva totuși. Hai ca să ne dăm replică, da? Nu, asta nu e replică. O rugăminte. Să-ți iei un pic fânul ăla din drum de acolo, nu cumva vreo unul care când a zis la pe drum de acolo și de foc. Da, cu o țigară așa... Deci eu, este o rugăminte, Ioanis, știi? Acolo groapa aia trebuie... Groapa trebuie să o astupi fănică, că e partea lui. Păi uite, a venit băiatul ăla, săracul, a intrat cu bicicleta, s-a nenorocit. O să vedem despre ce este vorba și ce material se pretează pentru așa ceva. Este asfaltul. Dar ce ora a venit asfaltul ăsta? Înseamnă că directul a ieșit de la partea asfaltului. A ieșit de la partea asfaltului. M-a rugat cineva să-mi trebuie și de da, e promet. Notează-ți mă. Asta m-a rugat cineva să-mi trebuie extinderea de rețea din capătul satului. De? Spre onești, extinderea de rețea electrică din capătul satului. Da, asta am vorbit, am spus. Avem trei puncte și domnul Ardinge, nu, așa. Dacă ați vorbit pe dragul Trotuș. Nu, este vorbit în șuver. Proiectul este în bloc. Deci cele trei porțiuni de așa. Este la Bacău, la Iași și urmează să vină la Onești. Ați trecut? Da. Tu vrei, da, nu? Neapărat trebuie acolo la Biemir, la Brutărie Ui. Să vă discut. Poate de biserică, de trei ore. A, da, da, da. De unde stau lui? Din Bătat. Mai este. Toată în procesul. Doamne, dă concavă, nu e cine știe ce. Bun, da, bun.